Ok. Ai dat lista de prezentări? Da. Nu chiar, dar... Da. Nu, dar este, nu? E și doar din... Supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară. Eu vreau să fie citit procesul verbal. Dar n-ai avut toți internet, așa că... Am impresia că nu se prinde ceea ce se spune. Supunem la vot să se citească sau nu? Dar sigur așa se face. Pentru? Deci pentru să citească? Da. Nu l-am citit. Dacă domnul Bogdan nu l-a citit, ar fi trebuit să-l primească la MAPA, să nu poată să-l studieze. Dacă domnul Bogdan... L-a solicitat. Este prima dată când avem o asemenea solicitare. N-ar fi o problemă dacă... Cine este împotrivă? În privința mea, referitor la procesul verbal din data de 31, vă rog să lăsă modificați acolo, la chiar ce am vorbit eu. Dacă vă amintesc bine, v-am întrebat dacă iați domnului Călin Cristi iați datorător oficial. Da. A spus că da. Da. Și v-am întrebat de ce mai era nevoie să aduceți lucrul acesta cu cererea dumneavoastră. În principiu să se mai voteze în consiliul local. Care de atac a dumneavoastră? Urmează să-și exprime în continuare domnul Cristi în momentul ce i-a dat un răspuns. Ați întrebat de consiliul local? Da, dar nu ați consiliat lucrul ăsta deloc. Aha. Nu l-a consemnat, pur și simplu s-a dat vederea, s-a sărit. Asta înseamnă că unele lucruri plasați pe consiliul ca fiind obligat să facă nu știu ce. I-a dat un răspuns, ce trebuie să facă Călin Cristi? Să conteste răspunsul dumneavoastră printr-o acțiune judecătorească, mă rog, cum îi dă lui voi legea. Nu să mai veniți cu cererea dumneavoastră în cazul consiliului local. E corect, domnul secretar? E corect ce, vă referiți, dacă e corect că asta a fost poziția dumneavoastră? Da, asta a fost poziția dumneavoastră și dacă mă amintesc bine, a fost și poziția domnului Mitic, care Costică Mitic. Dar nu a specificat în procesul verbal lucrul ăsta. Voi specifica, dacă frumos, da, că... chiar vă rog să... Dar adică... din câte știu eu, stați o secundă, că din câte știu eu s-a specificat, dacă... Mai ales pe poziția dumneavoastră. De ce mai ales? Pentru că dumneavoastră a spus cel care a spus, haideți să oprim votul, așa a spus. Nu am zis să oprim votul. A spus cadrul legal, să prezentați cadrul legal la cererii domnului Cărin. Asta a fost inițial. După e aceea, corect, domnilor consilieri? Așa a fost. Da. Și s-a fost prezentat cadrul. Bun. Așa. După aceea... Te-am zis eu să se oprească votul după aceea, pentru domnul Călin Cristi, nu cred că am zis așa ceva. Ascultați-mă puțin. Nu văd domnul Călin Cristi pentru ceea ce s-a dus în fața Consiliului. Adică acele trei... Domnule, eu mă refer strict pe domnul Călin Cristi, atât. Bun. Domnul secretar, ați luat filmarea și spionica. Nu vă vreau să faci modificare. Adică pe viitor, dacă spun o prostie, să fie consemnată, să e prostia mea. Ah, ok. Deci se aprobă procesul verbal? Cu modificările, domnul Cucu. Trebuie să fac modificările. Cine este? De acord, eu nu am nimic. Deci, nu, dacă există... Nu, există corect, ce să spun. Da, da. Dau citire ordinii de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Horgești, județul Bacău, în Consiliile de Administrație ale Școlilor Gimnaziale Horgești și Răcătău, inițiator primar Ciolacu Gheorghe. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților
Consiliul Local Vorgești, Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității Educației de la nivelul școlilor gimnaziale Vorgești și reprezentant inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Punctul 3, proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 50.000 de lei de la obiectivul Grădința Răcătău pentru lucrările de reabilitare la obiectivul Școala P plus 1 Vorgești, inițiator primar Ciorabă Gheorghe. Da, și la solicitarea primarului încă două proiecte de hotărâre privind aprobarea investiției și a cofinanțării obiectivului de investiții, modernizare și extindere sistemului iluminat public, stradal în comuna Horgești de Tubacău, finanțat prin PNDL. Da. Și proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnici-economici pentru obiectivul de investiții, modernizare și extindere sistemului iluminat public, stradal în comuna Horgești de Tubacău, finanțat prin PNDL. Cine este pentru suplimentare? Suplimentarea orei de zi. În primul rând, vreau să-mi spuneți de ce inițiatorul proiectului și domnul primar care spune că vrea să suplimenteze nu este în sală, ca să susțină motivele suplimentării. Este la Bacău, presupun că tot din cauza circulației n-a ajuns. Dar o să le discut dacă se aprobă în supliment. Păi eu până la urmă rămân. Le introducem la urmă în studiul. Cine este împotrivă? Acum nu primarul a fost. Cine se abține? Nu am citit nimic din ăsta. Cred că am mutat cu o zi înainte să am timp să le studiez un pic. Nu le-am studiat absolut, vă spun sincer, nu știu ce să votez. Dacă nu le-am citit, mă abțin. Cine este pe ordinea de zi pentru ordinea de zi cu suplimentarea? Abține? Domnul Dan. Împotrivă? Trecem la punctul numărul 1, la ordinea de zi, proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților, Consiliul Local. Să avem un răspuns, dar nu ți-l dau. Vorgești, consiliile de administrație ale școlilor gimnaziale și Vorgești și Răcătău. Da, le dăm cuvântul președintelor comisiei. Comisia juridică a dat aviz favorabil acest proiect de hotărâre. Comisia învățământ. Știm că la școala gimnazială Răcătău se învață într-un singur schimb. Sunt 7 membri. Să înțeleg că domnul Prisecaru vine din partea domnului primar. Cum s-a stabilit? Nu, domnul primar spunea că... Cum domnul primar e domnul primar. Bun. Și atunci avem 7 membri, da? 3 sunt cadre didactice de la Răcătău. Un reprezentant al părinților, un reprezentant al elevilor, primarul și un consilier local. Aici domnul primar a spus că nu-i corect cum o stabilit. Ce nu-i corect? Domnul director. Deci spune clar, domnul Budnaru, dacă se învață în două schimburi, sunt nouă... Domnul, ce încerci să-mi spui mie clar, anul trecut de ce n-ai spus aceeași poveste? Că a fost o singură clasă paralelă și anul trecut aveți la fel. Voi spuneți clar legea cum vă convine și ținiți... Păi, pentru că s-a fost și învățământ de după amiază, domnul Budnaru, anul trecut. Nu, clar. Aveți o clasă în plus față de anul trecut și aveți paralel. Deci n-ați respectat legea anul trecut. Problema din egalitate. Da, acum e vorba de aviz și după aia aveți. Da, nu. Aviz. Aviz favorabil. Te luat după jos, nu director, dar trebuia să vezi că anul trecut au avut 9 membri, anul ăsta au pus 7. Și are o clasă în plus față de anul trecut. Tot paralel are. Legea spune că dacă se învață în două schimburi, nu confundăm clase paralele cu să învățăm în două schimburi. Paralele? E diferență. Legea scrie în două schimburi? Da, dacă se bată în două schimburi, 9 membri. Și de asta legea se întâmplă. Eu am fost schimburi. Inițial, două schimburi se numeau. Aia nu-i clasă. Două schimburi în școală. Depinde de ultimul la legi. Corect, da. Nu-i la schimburi. Deci, la noi avizii sunt favorabile cu singura motivație care e probabil în timpul discuției asupra proiectului, este cu schimbarea celor doi. De la Suntem la CEAC acum, nu suntem la Consiliul Administrației. Mă rog frumos, când îți spui președinții, la două oară, mi-a să... Asta a fost tehnic, aviz de favorabil, are obiecțiune și vă ridica în ce cuvinte. Da. Aviz învățământului, nu l-am... Ba da, zis că da, este favorabil, discuteți să înțelegi ce să fac, nu s-a făcut. Să scrie cineva la cuvânt? Dacă nu,
Dacă nu, trecem la, la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Vorgești în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității Educației de la nivelul școlilor gimnaziale Vorgești și Răcătău. Așa. Comisia juridică dă aviz favorabil, dar cu mențiunea, asta e mențiunea, cu mențiunea că eu am vorbit cu domnul director și domnul director a zis că potrivit legii 87/2006, comisia aceasta se alege din 4-4 ani. A fost aleasă acum în 2016, acum 2 ani, acum în 2016. Dânsul spune, dacă se votează conform altă comisie, nu e problemă, numai că comisia aceasta o să-și îndeplinească atribuțiile după 1 octombrie. Bineînțeles că după 1 octombrie își vine atribuții. Și de asta, eu una mă abțin aici, am câteva zile din discuție cu domnul de 4-4 ani trebuie modificată. Și dacă există și comisia este și e funcțională, da, mergem mai departe. Comisia învățământ. Da, o să ajung și numirea mea, voi vorbi în special despre numirea mea la Vorgești. Am auzit discuții că mi-am dorit atât de tare să ajung la Vorgești în CEAC, deși mi s-au curs niște cuvinte în gură. Eu nici n-am auzit, am auzit până ieri de la domnul consilier sau la de la domnul consilier Bunaru, că a fost sunat de către directorul de la Vorgești, cum că Tufescu vrea să fie neapărat în CEAC-ul de la Vorgești. Nu știu cine își plătește, cine vorbește, fără să stea de vorbă mai întâi cu mine. Sunt chiar un punct de vedere, mi se pare așa cam deplasat în anumite lucruri, ținând cont că eu deja fac parte din comisia CEAC de la Răcătău, fiind numită de către Consiliul Profesoral, nici n-am pus să mai fiu în comisia de la Vorgești, dar așa ar fi bine ca domnul director să nu sună pe alții și să mă sună personal, să mă spun, domnule, chiar îți dorești să fii la mine în comisie, că să sfiere și voi fi așa vreo sperietoare prin comisiile astea, nu-mi dau seama de ce. Dar sunteți sigur că ați zis domnul director? Da, domnul Bunaru, cine v-a sunat? Nu, sunați să mă întrebi de ședința trecută, nu că nu are nicio legătură cu comisia asta, ce zici tu cu cea. Mă întrebi de ședința trecută, de ce noi am vorbit împotriva, exact. Împotriva dânșilor când i-am chemat... Nu, asta o sfera diverse. Am luat cu dânsul. Că toți suntem pe bătrâni, să terminăm să... Ați înțeles bine, eu v-am spus cum e sunat pentru ceea ce a spus în ședința trecută. Nu am spus nimic împotriva directorului dânsului. Am înțeles, da, dar pentru asta am sunat. Nu pentru ce spuneți dumneavoastră. În procesul verbal, dacă l-ați citit, vedeți că domnul primar spune de ce n-au fost prezenți și directori, înseamnă că ei nu au nicio problemă, corect? Păi am acuzat eu pe directori într-un fel. Păi, de ce să discut așa? Păi, cineva vorbește fără să nu se informează înainte de a vorbi. E clar. E clar. Noi ne-am gândit ca pentru Răcătău, din partea cu... Aici va trebui să verificați dacă este corect. Ne l-am fi dorit, eu m-am consultat și cu domnul director de la școală și ne-am fi dorit ca să vină domnul Arvinti în CEAC-ul nostru, ținând cont că dumnealui este cel care reprezintă cel mai bine problemele copiilor și asistența socială este reprezentată de dumnealui. Avem deja destule probleme cu copiii care abandonează școala și dumnealui ar fi cel mai în măsură să se reprezinte Consiliul Local, cel puțin la Răcătău. Asta dacă este legal. Vă rog să verificați dacă se poate. Și chiar ne l-am dorit pe dumnealui, pentru că eu am lucrat foarte bine, de câte ori am avut o problemă ca și învățător la clasă cu dumnealui. Dumnealui s-a, domnul Arvinte s-a ocupat și s-a rezolvat probleme. Se știe clar că abandonul școlar la noi este în floare. Comisia bugetară. Aveam avizul favorabil aici și am spus problema școlarilor clar discuții. Cine se înscrie la discuții? Domnul. Domnul Dămoc, începeți. Vă spun că aceste desemnări le face domnul primar. Noi am avut discuția asta așa cu 2 ani. E ok când întreb și persoana pe care vrei să o desemnezi. Dacă e ok, cum e? Care e logica acestor desemnări. Pentru că, da, eu și domnul Tufescu am făcut parte din cele două comisii în primul an, când am fost desemnați. În al doilea an s-a venit cu acea propunere foarte târzie, când știți problema care a fost.
Iar acum se face această rocadă care nu știm pe ce constituente, nu știm cine și ce urmărește, pentru că aici, putea zic, se fac lucrurile, nu știu, după cum visează cineva noaptea, după cum nu înțeleg care e logica acestor mutări. Grazie, deci, la Borgești înțeleg că domnul profesor nu este dorit. Eu la Răcătău, nu știu care e poziția domnului director sau ce care... Eu, până la Borgești am lucrat foarte bine tot timpul, nu știu ce s-a zic, până nu vorbim... Dar nu, cred că ai înțeles tu greșit, îți spunem. Eu n-am nicio obiecție de a rămâne în comisia de la Borgești, dacă sunt desemnat. Dacă nu, la Răcătău sunt afumația consilieri din zonă care se pot implica foarte activ acum pentru școala de la Răcătău, știind foarte bine problemele din zonă. Deci voi refuza această desemnare la Răcătău. Dacă se dorește să fie să rămân la Borgești, foarte bine. Dacă vrea să fie altcineva, din nou la fel de bine. Mulțumesc, domnule. Da. Deci eu propun... E foarte bună părerea doamnei viceprimar. Dacă legea spune să rămână aceleași comisii, pe 4 ani se aleg, rămânem cu aceleași comisii. Ce rost are să mai alegem din nou? Suntem 4 ani comisii care au fost alese. Când a spus în 2016, nu? Da, da. Doamna, deci, mă scuzați că intervenim. Comisiile astea nu pot să existe 4 ani. Deși legea poate există o lege, sincer nu știu. Nu, mi-a dat domnul direct, am vorbit. Să vă spun și de ce. Pentru că în școlile Borgești și Răcătău nu sunt toți titulari care să reprezinte școala în fiecare an, timp de 4 ani de zile. Avem cei care sunt numiți pe un an de zile, fac parte din comisii, ei în anul următor își găsesc o suplinire la o altă școală. Corect? Atunci, nu mai există legalitatea comisiei respective în anul următor. Dacă e titular, clar. Există. Nu avem o școală titulară. Nu, știi ce înțeleg în lege? E strict pe Consiliul Local. Consiliul Local desemnează la 4 ani. Dacă există modificări, se fac modificări la acea comisie. Acum, momentan, dacă din partea Consiliului Local nu există modificări, absolut nicio modificare. Există, de exemplu, la Răcătău. Eu sunt numit acum din partea Consiliului Profesoral la Răcătău. Automat, dumneavoastră, din Consiliul Local, trebuie să numiți pe altcineva. Păi, n-ați adus la cunoștință asta, ați adus ca să fie... M-am trezit în fața faptului împlinit că îți numiți la Borgești. Eu l-am spus punctul... Acum fiecare votează cu da, domnul consiliu. Deci, anul trecut au fost create de propuneri, solicitări și propuneri nu s-au mai aprobat comisia. Acum auzând că astea sunt valabile 4 ani. Pămier, adresa școlii de la Borgești este zona asta, da. Pe care e pe 4 septembrie. Da, dar e pentru Consiliul de Administrație. Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității pentru anul școlar 2018. Dacă directorul știa că îți putea să întrebi, rămân valabile propunerile consilierii, nu s-au schimbat. Sau dacă nu. Dar trebuie să văzut, eu nu m-am uitat în lege, mă iau de bază actul, adresa oficială a școlii. Iar dacă sunt aceste nereguli, domnul Tufescu este și din partea Consiliului Profesoral și este în partea, nu poate să ocupiți un singur loc în spate ocup un om, așa spune o lege, nescrisă. Da. Trebuie văzut. Dacă rămâne valabilă hotărârea vechi de acum 2 ani, nu anul trecut, și în cazul ăsta se poate, nu știu, găsi soluția, răspuns că rămân acela, iar schimbările se fac la nivelul comisiei de evaluare atunci când pleacă un profesor din altul locului. Dar la consiliul local, rămân consiliului, eu părerea mea, cum a fost, și nu ar trebui să avem atâtea și atâtea discuții. Și încă o mică precizare, să știți că ședințele Consiliului Local care sunt puse pe internet, pe YouTube, sunt urmărite cu atenție de directorii de profesori și de directorii de școli. Am avut și eu o discuție cu domnul director Bravodet, nu a spus că domnul Tufescu este împotrivă, nu știu ce. Domnul, am văzut că o comentajează, domnul Tufescu a spus, directorii n-au solicitat anumite probleme. Parcă așa rețină din ședința de recursă. Zic, dar este scris, este pe YouTube și ceva ce ne-a înțelege, nu discutat cu directorul, nu avea domnul Tufescu. Iar, nu, iau legătura, că spune, om, eu am înțeles într-un fel, dar nu știu, facem discuții în ședință. Mulțumesc pentru urmă. Deci trebuie să numim la Răcătău pe altcineva. Domnul Moc, înțeleg că nu-ți dorești. Eu propun pe doamna Sabin. Eu am venit cu o propunere de așa. Problema e că dacă legea prevede trebuie să fie un reprezentant al Consiliului Local, Borgești. Așa trebuie.
Rămânem cu vechile comisii sau cu propunerile noi? Doamna s-a avut în cazul în care s-a plăcut la Arăcătă, un locul lui domnul Tugescu care... Eu de-aia vin din partea Consiliului Profesoral la Arăcătă. Și la Hărgești rămâne domnul Dămoc în continuare, încă anul ăsta și la Arăcătă. În cazul acesta, votăm amendamentul cu doamna Savin, dumneavoastră sunteți... Să nu face Consiliul Profesoral, am fost primit de două ori. Așa și pe domnul... Păi da, dacă rămân vechile comisii, tu prima dată ai fost numit în comisia de la Consiliul Local. Trebuia să-i spui directorului când te-o ales acolo. Ia, dar eu am știut ce s-a făcut acolo. Păi ai fost numit întâi ei? Eu am fost numit nu aici, am fost numit la Vodieș, domnul Bunaru. Cum? Am fost numit la Vodieș, nu aici, în Consiliul de la Arăcătă. Nu, comisia dinainte. Exact. Da, facem cu amendamentul, doamna Savin, și haideți să ne înțelegem între amor și... Cine este pentru amendament? Cine propune amendamentul, în primul rând? Să votăm amendamentul, doamna președinte. Da. Împotrivă? Păi să votăm amendamentul. Păi împotrivă frumusă? Păi nu. Ținem amendament, da? Votăm proiectul de votare cu amendamentul. Da, și... Deci doamna Savin la Arăcătă și domnul Dămoc rămâne la Hărgești, da? Domnul la Hărgești. Se face proiectul? Da. Da, da. Proiectele la Hărgești. La Arăcătă. Deci votăm la finală cu domnul Dămoc la Hărgești și Savin Simona la Arăcătă. Da. Cine e pentru? Potriva cine? Mantiș. Secretar de stat. Prietene. Punctul 3 la pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 50.000 de lei de la obiectivul Grădinița Arăcătău pentru lucrări de reabilitare la obiectivul școala Petru Sunu Hărgești. Comisia juridică. Noi am discutat pe comisie, au fost consilii care au fost pentru aviz favorabil. Eu personal, problema este, am discutat cu comisia, planul acesta de investiții anual pe care noi ar trebui să modificăm acum, de fapt, n-a fost aprobat. Și dacă n-a fost aprobat, cum să aprobăm o modificare a acestuia? Am zis, laud faptul că s-au făcut lucrările la Hărgești. Nu știu, mi-a stat de greu pe Arăcătă, nu, chiar sau nu știu. De loc, pe sau deloc. Așa spune. Dar pentru modificare, eu sunt împotrivă, pentru că ar fi să modificăm ceva ce nu am aprobat. Comisia judecă... Ce l-ați aprobat, domnule, când am înțeles? Planul manual de investiții cu această modificare nu este aprobat. Care modificare? De ce a aprobat 197.000 de lei să se facă școala să învelopeze școala Hărgești din avară? Ce a aprobat? 150. Și acum a fost 197. Dar e aprobat lucrarea. Dacă e aprobat... Nu de lucrare, domnul secretar. Deci, acest plan de investiții care a fost depus acum cu proiectul de hotărâre nu a fost aprobat în Consiliul Local. Noi am aprobat bugetul și la capitolul 65.02.71 apare suma de 400.000 de pentru investiții școala Arăcătău și Hărgești, dar nu apare că atâta la școala Hărgești, atâta la grădinița Zor. Păi da, și dacă nu s-a aprobat defalcat, de ce am aprobat noi acum această listă de investiții? Noi n-am aprobat-o. Și de ce am aprobat această modificare? Că pur și simplu, din ăștia 400, cum apare în legea, în hotărârea Consiliului Local cu bugetul, cu aprobarea bugetului, apare 400.000 aici. Păi aia 400 puteau să fie 200 la Hărgești, 200 la Arăcătău sau 350 la Hărgești, 50, da. Nu știu. Și acum de ce am aprobat o modificare la planul de investiții care n-a fost aprobat de noi. Păi și de ce nu a fost aprobat? De ce nu s-a venit să se propună pe acest plan de investiții? M-a întrebat pe mine? Păi cine trebuia să vină propunerea ca să aprobăm acest plan de investiții? Eu? Dar nu v-am apucat, nu pur și simplu am pus o întrebare. Păi, nu, eu mi-am spus de vedere, nu trebuie să facem la discuție problema asta. Da, ți-ți la viză nu știu să-ți facem la discuție. Avem multe întrebări de pus, n-am dat un aviz neapărat nici favorabil, nici nefavorabil. Am zis că fiecare consilier își spune primul părerea. Pentru că lucrurile au rămas așa niște. Nu înțelegem. Domnule, mi-am dat aviz favorabil în condiții. Urmează acum și va ieși din, și va rezulta în urma discuțiilor purtate de consilieri și vom vedea cum s-a aprobat. Avizul oricum este consultativ, deci nu este ceva tabu și o să încercăm să ne lămurim la discuții.
Cine se scrie la cuvânt? Deci suma asta de 50... Să scrie la cuvânt, dar nu toată lumea știe ce se întâmplă. Prezentați proiectul ca să știe toată lumea ce se întâmplă, ce vreți să faci, de unde vreți să luați, unde vreți să știe toată lumea. Prezentați proiectul. Proiectul ăsta. Expunerea de motive. Expunerea de motive. Păi o citesc exact cum a primit-o, că nu e domnul Fanșor. Citiți-o, dar dacă nu știi toată lumea exact ce se întâmplă... Acum n-aș citit prin alte. Dar nu mă întreba prin alte. Acum cu doamna Fontana. Și da, la comisia juridică s-a pus este raportul compartimentului de resort, Nu neapărat să citi toată expunerea. Scurt și cuprinzător ce se întâmplă. Luăm de aici, ducem acolo. Ce se întâmplă? Păi, exact, dar ceea ce v-am spus. Deci, prin hotărârea din Consiliul Local de aprobare a bugetului. Nu, bună germă. S-a aprobat pentru școlile Răcătău și Orgești, da. Dar în totalitate, să înțeleagă suma aceasta de 400 de... 4, cred că vine 400 de mii de lei, nu? 400 de lei. S-a aprobat această sumă. Dacă eu țin foarte bine minte că noi am aprobat pentru grădini. Din țară că tău. Nu spuneți că s-au aprobat per total. Păi nu, în buget apare 400 de mii la școli, chiar așa. Așa ne-a spus apare. Ce am trebuit. Da, înseamnă că e o problemă între ce aprobăm noi și ceea ce deci se apare după aia în buget. Cheltuiel capitol investit în școala de Cătău cu școala Orgești, uitați 400 de mii. Dar asta e extras din buget, din hotărârea de Consiliul Local de aprobare a bugetului. Nu specifică aici 400 de mii, ce înseamnă? Adică cât la școala sau grădinița, cum a spus, grădinița Răcătău și cât la școală. Pe asta am mers. Acum se spune, s-au făcut de către doamna contabilă o listă a obiectelor de investiții pe anul 2018 și aici a defalcat ca sume. Și a pus pentru, au fost fixate pentru școala pentru grădinița Recea o sumă și pentru școala Orgești o altă sumă de bani. Pentru că la școala Orgești s-au făcut lucrări de sumă mai mare decât cea aprobată în Consiliul Local, cea nu e aprobată, nu, cea trecută în lista de investiții, dar iar la școala Răcătău nu s-au făcut aceste lucrări, sunt în faza acum cu documentații, cu certificate de urbanism. Sunt bani acolo ca să... S-a considerat, de asta zic că nu este nici raportul compartimentului contabilitate. Dar tu-i chemat tu, doamna contabilă. Așa am făcut și anul trecut. Așa am luat banii de la Rece, am dus tot la Orgești. Deci la Rece nu s-a mai luat de la Orgești. Dar cred că doamna contabilă ar putea să vă dăm. Păi chemat doamna contabilă, doamna vice. Eu nu sunt de acord cu acest... Eu bună, nu sunt de acord cu acest... Nu e prea mult... Nu se găseau în altă parte, din alt compartiment banii ăștia? Nu, nu, nu. Neapărat să luați de la grădinița Răcătău? Nu se găseau? Nu, sunt niște bani de proiect de hotărâri, nu mă dau. Vreți să spunem despre proiectul de hotărâri? Da. Păi n-am înțeles, cine s-a scris la proiectul dumneavoastră? Cine s-a scris? Păi nu, a cerut să prezinte exact să se leagă de unde și ce cu banii. După aceea... expunerea și acum să vedem ce-o înțeles fiecare. De exemplu, m-am înscris și eu la cuvânt, nu știu dacă domnul Bunar a terminat. Sau am terminat, da. Să zicem, dar totuși nu l-am lămurit. Păi cred că nimeni nu-i lămurit până la urmă. Nu vezi lămuria domnul profesor, el la Răcătău și duci la Orgești. Am înțeles. Deci, dar problema e că modificăm ceva ce nu am aprobat. Această listă cu obiecte de investiții pe anul 2018, care stă la bază care noi nu am aprobat-o. Și dacă noi nu am aprobat-o, cum să o modificăm? Asta am spus. Cum se poate altă, domnul? Asta aprobă noi. Cum vă explicați? Eu nu știu cum se iese. 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 Doamna, suntem la punctul 3 pe ordinea de zi cu acei bani de la suma de 50.000 de lei. Și numai că nu e raportul compartimentului contabilitate, să poate era mai în detaliu, dar noi am zis așa, dacă lista de obiecte de investiții nu a fost aprobată de Consiliul Local, de ce se vine în Consiliul Local cu modificarea acesteia? Că lista n-a fost aprobată, noi avem hotărârea de Consiliul Local cu bugetul, unde sunt prevăzuți la capitol la investiții. Eu am arătat unde s-a pus, nu-i semnată, nu-i nimic, adică e... Adică nici nu-i semnat și nu-i și noi aprobăm ce? Modificarea ce? Păi, ce, da, trebuia să vă aduc o listă de investiții veche?
Am arătat unde am pus banii. Dar i-a spus deja pe cei 50.000, i-a luat deja? Nu, cum să-i luăm? Așteptăm în ședința de Consiliu, propunem, în ședința de Consiliu Local, aștept hotărârea, după ce am hotărârea, fac modificările și o duc lista la trezorerii. Deci noi... Lasă rămâna, dar din altă parte nu găsiți? Numai decât de la grădința Răcătău? Să luați suma asta care aveți nevoie de ea? Din altă parte, de unde? De unde aveți? Domnul secretar, unde vă apare? De la investiții la investiții. De unde ce e? Din funcționarii nu sunt bani. Nu fac acolo. Din fondul de rulmentă la jos care s-a acolo. Nu se poate să vă. De excepție. Ce facem? Așteptăm să vină să ne ia statul? Noi că nu cheltuim deloc, toți stăm pe acolo. Acolo, pentru bultul excavator, nu s-o luat de acolo. Păi da, și restul stăm așa, să facă mucegai? Păi și unul dintre trebuie să cheltuim? E bine. Noi avem un proiect de derulare. Ideea era să nu mai umblăm acolo unde am aprobat odată. Dacă tot avem noi acești bani de 150.000 de lei, până la sfârșitul anului la grădinița Răcătău, nu-i... Nu se cheltuiesc. Dar 150.000 de lei la grădinița Răcătău, cum s-au pus că în hotărârea de Consiliu Local apare 400.000 Răcătău plus Orgești. Cum s-a ajuns la 150 pentru Răcătău, ca să zicem... Aici e problema. La dumneavoastră apare așa. Da. Noi, din ședință, domnul secretar, n-am înțeles toți că aprobăm 400 și ceva pentru reabilitarea grădiniții Răcătău, clar. Nu la mine apare, e hotărârea de Consiliu Local, cu da. Bugetul. De ce acolo apare altul și nouă... Păi și nu apare nicăieri 150.000 la noi, că am aprobat noi 150.000 Consiliul Local. Și acum vine totul să luăm 50 din aia 150 pe care normal nu i-am aprobat separatele și să-i ducem în altă parte. Păi cum să aprobăm ceva ce n-am aprobat? O listă de investiții inițială, la bugetul inițial, a fost. Unde au fost... Nu este. Doamne, lăsați voi răspunde, domnule. Este să nu mă la bugetul inițial? Exact. Păi nu este, atunci nu? Am aprobat la bugetul inițial și lista de investiții ce cu sumele care s-au unde pus. Unde-i doamna contabilă lista de investiții? Dar ne-am uitat în și n-am aprobat exact 400 și ceva pentru grădinița Răcătău? Separat? 4? La bugetul inițial, deci aveți lista de investiții, da? Cu sumele aprobate. Nu există, exact. Doamna contabilă, că azi am luat ședința din 2019. Cred că a rămas domnul Bogdan în urmă și am intrat eu la rând. Ce nu se poate? Așa, doamna, da, bine, ca să ne luăm așa la rând. Doamna contabilă, nu vă puteți spune. Deci au fost... Domnilor, deci au fost așa la pe 65 la învățământ, da? Pe lista de investiții. Da. Dacă mă ascultați. La magazia de lemni, grădinița rece au rămas de plătit degintele de șantier și am pus 3.000 de lei. La grădinița, la reparații școala Horgești au fost 150.000 de lei. Da. La construire școală, Sațo Hodor, comuna Horgești, n-am pus nimic. Da. Nici la reparații, grădinița Răcătău, am pus 150.000 de lei. La grupurile sanitare, pentru grădinița Horgești, școala Horgești, grădinița Răcătău, școala Sohodor, 100.000 de lei. Și i-ați cheltuit ăștia? Nu. Dotare cu centrală la școala Sohodor, 7.000 de lei. Toate sumele totalizate fac 410.000 lei. Pentru școli. Pentru școli. Pentru învățământ la 65. Acum, s-a ajuns la luna septembrie. Noi nu am cheltuit nimic de la grădinița Răcătău, unde avem 150.000 de lei, doar acum sunt la stadiu de avize, de proiectare, dacă o să fie, așa, noi sunt cu banii blocați. Dacă vin ăștia repede acum cu avizele și cu proiectele săptămâna care vine, rămâne așa. Deci așa, mai avem 100.000 de lei. 150, avem 150, luăm 50.000 și rămân 100.000 de lei. 100 acolo, pentru care... proiecte, pentru avizii, până la sfârșitul anului, că de execuție nu aveți altă portiță de unde să-i luați pe ăștia 50? Nu. Ca să punem la școala... Domnul secretar, anul trecut au luat toți banii de reabilitare, făcut centrală la Recea și au dus tot la... O să punem la reparații capitale la școala Horgești, unde am avut 150.000 de lei. Lucrăm. Noi știm în ce condiții lucrăm acolo, domnul secretar. Ați înțeles? Lucrările totalizează. Mi-am dat seama. Am intuit. Dar m-a ascultat domnul Bunaru. Da. La contractul cu ICOMAR, făcut pentru reabilitare școală Horgești,
este de 197.462. Cu tot cu TVA. Dirigentele de șantier este 2.000 de lei. Totalizează 199.462. Dar noi știam că am aprobat de falcată. 150.000 de lei. Luăm 50.000 de la grădinița Răcătău, îi punem la școala Horgești să ne achităm. Dar știți că, domnul Gămoc, lucrările. Că să va ceru niște divizii, nu vreau să mai adus, vedem și noi cam ce s-au cheltuit și cum s-au cheltuit banii. Care bani? Unde? Școala Horgești. Devizele nu sunt, devizele sunt exact la fiecare factură. Și devizele sunt făcute după proiect, adică... Acum, na, pentru revenim la acea listă de investiții, care a spus că mă iau de toată lumea și am ajuns la dumneavoastră. Hotărârea numărul 10 din 20.02.2018, prin aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, este la hotărâște, unde am hotărât noi, se aprobă bugetul local al Comunei Horgești de Bacău pe anul 2018, în sumă de 4.870 de lei, la partea de venituri și în sumă de 4.870.000 de lei la partea de cheltuieli, conform anexe 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. După aceea este articolul 2, care zice prezenta hotărâre va fi comunicată primarului, compartimentul contabilitate financiară, instituției prefectului, precum și altor instituții interesate. Mergem la anexa 1 a hotărârii și apare exact ce a zis un extras, unde apare la capitolul 6502, învățământ și la 6502-71, cheltuieli capital investiții, școala Răcătău plus școala Horgești, 400.000 de lei. Această listă de, cum a spus dumneavoastră, de investiții, spuneți că a fost aprobată. Vreau să văd și unde a fost aprobată, ca să știu ce modificare votez acum. Că eu nu văd, nu există decât anexa 1, uitați bugetul, asta este dosarul complet de ședință. Dar anexa 1, asta nu faci parte din anexa 1, dar din ce faci parte? Nu, asta e un, e lista de investiții. Păi și noi de 400 de mii de lei alea scrise. Dar noi am aprobat, domnul secretar, noi am aprobat 410 mii de lei pentru școli. N-am spus cât pentru Răcătău, cât pentru Recea. De ce să aprobăm acum să luăm dintr-o parte în alta dacă noi n-am aprobat această listă de investiții? Deci nu noi am aprobat 150 la școala Răcătău și 360 la școala 260. Și dacă n-am aprobat, cum să aprobăm să se ia de acolo, să ducă în partea cealaltă? Ok, dați cuvântul. Da. Domnul Bogdan, s-a scris prima. Aveți cuvântul. Da. La Răcătău sunt atâtea probleme de rezolvat. Școala aia care s-a început, s-a cheltuit miliarde, nu s-a făcut nimic în cotru. De 10 ani de zile, nimic. Grădinița, s-a promis că se face, grădinița se face, nu s-a făcut nimic. WC-ul, a zis că face WC-ul ăla acolo, că e făcut de pe timpul lui Nicicuși. Așa, nu s-a făcut nimic. Acum se ia de acolo banii și se aduce la Horgești. Eu am vorbit cu directorul, a spus că la școală el nu mai face nimic, s-a început cursurile, nu mai vrea să mai facă nici reparații, nimic, s-au început cursurile, nu mai acceptă. Și acum suma asta va fi fost pentru izolarea acoperișului școlii, dar acum se face izolarea după ce s-a acoperit școala. Se lucrează anapoda, domnule. Eu mai repet încă o dată, sunt trei primari în Horgești și nu știe care să fie primar primul. De aia s-a ajuns aici. Doamna contabil, n-am rămas ultimul, vă spun eu. Da. Atât. Deci, suma asta trebuie să rămână, dacă nu se poate cheltui și ia statul, asta eu știu ce se va întâmpla, să ia. Să ia, că de obicei așa se întâmplă. Deci se dă bani în ultimul trimestru ca să nu se mai poate cheltui, să ia banii înapoi. Că ăsta... Da, dar intră în contul nostru de excedent, domnul Bogdan. Da, bun ar fi să intre. Bine ar fi. Numai eu să avem sume care să nu le cheltuim. Și atunci suma asta să rămână în continuare pentru grădinița de la Răcătău, oameni buni. Că dacă se făcea școala aia să continua, deci de 10 ani de zile, au venit 4 primari până acum, după mine, 4 au fost. Și nu s-a făcut nimic, om, se distruge și ce s-a făcut, om. Se distruge, mergeți să vedeți ce s-a făcut acolo, că domnul, fostul director, a zis că domnul Bogdan, nu credeam că se mai face școala asta din nou. Tot se distruge acum, mergeți să vedeți. Noi discutăm aici, ne batim, ne vorbim la pereți,
Exact, vorbim la pereți. Că nu se ia în seamă ce spun consilierii. Bun sau rău, dar barul nu se ia în considerare. Dar nici bine, nici rău nu se ia în considerare. Deci să se termine ce s-a început, oameni. Suma aia putea să meargă la școală, la Recea, că s-a făcut spațiul ăla pentru încălzire centrală, pentru școală. Și ăla s-a distrus. S-a cheltuit 1.900.000.000 aduși de Bogdan. 1.900.000.000 și distruge tot acolo. Deci nu s-a dărâmat un gard acolo câteva 10 de ani. Nici acum nu s-a făcut. Când s-a tăiat copacul, ăla a căzut pe gard. Nici acum nu s-a făcut. Deci nu interesează pe nimeni. Păi, bun, pentru Bogdan, o reparație de gard la Recea, cred că se putea face din bani de la școală arăcătoare. Bun, dar nu trebuia urmări de cineva din primărie, oameni, că avem dar oameni care sunt plătiți pentru și ia 60 de milioane pe lună. Bine, na, oricare ar fi fost... Eu la salariul ăsta care le-a primar, eu aș dormi în primărie la ora actuală. Aș dormi în primărie. Ca să iei salariul să dormi, nu prea iei. Să faci treaba, domnul. Mulțumim, domn Bogdan. Aveți cuvântul domnului. Nici nu mă așteptam ca la proiectul ăsta de hotărâre să fie atâtea discuții. În primul rând vreau să vă spun că am luat ieri, acum vreo 2-3 zile în urmă, având treabă la școala Horgești cu directorul, am spus și în comisie și spun și acum. O școală ultramodernă. Jos pălării. Dar e meritul lui, nu a primului. Domnul Bogdan, vă rog, mă fiu atăcut din gură. Da. Acum meritile și le asumă cine vor. Cei care vor. Atenție un lucru. Dacă se dărâma școala, vinovat era primăria. Acum la merite, și inclusiv noi suntem. Datorită nou, s-au făcut, s-au drept și așa mai departe. Dar vreau să trec peste problema asta. Eu am stat și cu directorul, n-am auzit că nu-i de acord să mai facă ceva. Dar din proiectul de hotărâre care e supus spre aprobarea noastră, nu rezultă că se va face o lucrare nouă. Rezultă că s-a chită lucrările care s-au făcut. De termoizolație. Și asta rezultă din expunerea de motive. Unde spune, clar, 300.000 colo, 3.000 colo, 3.000 și așa mai departe. Domnule, ca să aprobăm, să achităm o lucrare care este făcută, nu cred că ne împușcă cineva. Vorbim din Răcătău și de Horgești ca și cum am vorbit de Parincea și de Horgești. Adică ca și cum banii ăștia s-ar duce la Parincea, nu tot la Horgești. Și lucrarea grădiniții la Răcătău este tot a Horgeștului. Și gardul care s-a făcut și s-au pus atâtea probleme, că de ce s-a făcut, dacă nu știu ce. Doamne, este o lucrare făcută, o plătim, că sunt bani și o plătim, pentru că pentru ce s-a făcut, niciodată curtea de conturi, cât am fost 30 de ani secretar la primărie cu curte de conturi, n-a venit să impute lucrare care s-a făcut. Au fost discuții pentru lucrări care nu s-au făcut. Iar școala Răcătău, lucrările care s-au început, construcția nouă și reparația școlii vechi, acolo sunt probleme foarte multe pentru că lucrurile nu s-au terminat și s-au plătit și știam că sunt dosare. Cineva spunea că păi am fost la Bacău și am văzut un dulap, uite așa, la poliție, jumătate numai cu dosare de la Horgești. Numai pentru Horgești și așa mai departe. Nu s-a mai făcut nimic, nu s-a mai cercetat nici centralul, s-a pierdut, s-a furat, nu s-a furat. Au venit curtea de conturi, s-au dat declarații cu aduc pândisar, nu aduc și așa mai departe. Astea sunt probleme care nu aparțin de Consiliul Local. Părerea mea este următoarea. Să nu facem atâta caz pentru cei 50.000 de lei să se plătească lucrarea, dacă se poate, dacă nu se poate și voi cu lista de investiții și aici am să am o mică paranteză de făcut, o să rămână pe la an și o să plătim boala care a făcut lucrarea. Iar dacă de vis este încărcat sau nu, sunt specialiști care se ocupă de treaba asta. Cu ce nu prea sunt eu de acord, dar asta este o regulă, nu prea sunt de acord cu dirigintele de șantier. 2-3.000 de lei cât îi dăm. 2.000. O sumă infimă pentru el. Dar pentru noi este o sumă. Dom'le, dirigintele de șantier nu va răspunde niciodată dacă s-a făcut corect, dacă nu s-a făcut corect. Ia niște bani de comandă, dar este acolo, în sfârșit. Asta este părerea mea. Da, dar este partea tehnică care își pune viza, cum se trebuie. Este partea tehnică. Cât de tehnică este dirigintele ăla de șantier, în sfârșit. Noi am avut specialist în arhitect la primărie.
care era mai specialist decât nu știu ce tehnică, o fi un tehnician, că nu știu ce studia, nu mai avea clasa ales. Problema cu proiectul de hotărâre de azi, cu lista de investiții. Rămân total surprins, dar neplăcut. Când s-a inițiat acest proiect de hotărâre, când s-au trimis convocările, convocările s-au trimis de luni, eu nu le-am plinit. Mă mir de ce nu am discutat la nivel de administrație publică locală, de autoritate, de ce n-a discutat ca astăzi să avem în cadrul ședinții treaba clară. Nu, se retragea proiectul de hotărâre dacă era cu anumite probleme. Se retragea de pe ordine de zi, nu era un... Deci trebuiau să fie atâtea discuții, să speculeze. Ba unul, ba altul, ați văzut câte speculații sunt, că e raport, că nu e raport și așa mai departe. Mie mi s-a părut că doamna portabilă a explicat destul de clar, că este sau nu cu lista asta de investiții, până la urmă, investiția cu școala Hurgești este aprobată. Investiția cu reparația asta de 150.000 de lei, școala, de 190.000 că plăieșit, este aprobată, lucrarea este făcută, consider că trebuie plătită. De asemenea, aș recomanda, dacă nu mai vinem tot cu asemenea disensiuni între compartimente, între... Dacă se găsește posibilitatea să se plătească și gardul și alături, că tot, dacă s-au făcut recepții și lucrarea, e făcut și corespunde. Să găsească posibilitatea, să găsească să plătească și lucrarea. Știi, oricum, până la urmă este făcută și trebuie plătite. Dar să o iei, doamnă, părtată, și am zis, o recomandare. Vroiam să vă spun că au venit niște bani, dar o să facem rectificare bugetară. Deci sunt posibilități. Exact. 46.000 de lei și o să punem să plătim ce avem către școala Răcătău și pentru școala Hurgești mai este ceva de 7.000 de lei. Doamna președinte, aș vrea să închei. Aș vrea să închei și spun... Lasă-mi să înceapă lucrările la grădinița Răcătău, care sunt demarate de un an, de vreo să mă știu de când, nu, eu nu pot să fie exact. Să fac studiile astea care sunt, pentru care s-au oprit bani. Și dacă se termină lucrarea până la sfârșitul anului, tot noi, consilieri, este fondul meu, sau cum se cheamă, excedentul ăla, să găsesc el bani ca să se facă lucrarea între ei. Nu vă speriați că banii nu se duc în altă parte, tot la orice, tot la Consiliul Local Hurgești. Și nu mai facem altfel, se lucrează în apă, dar se lucrează. Sunt într-adevăr disensiuni, dar totuși se lucrează, înseamnă că se face ceva și este bun. S-a făcut școala asta, bun, probabil că o să facă și cealaltă. Cine se învăță? Și așa mai departe. Anu, Constantin Ștefănescu. Pentru doamna Temea, s-a scris ordinea, mai e domnul. Și-a zis școala domnului. Și eu am scris-o, știți? Și domnul. Deci, în legătură cu lucrarea de la școala Hurgești. Așa este, lucrarea este făcută, școala are cu tot o altă față. Nici nu s-a pus problema de așa ceva în discuțiile mele. Eu am spus clar că mă opun acestui proiect de hotărâre. De ce? Pentru că se cere să aprobăm utilizarea unei sume de la o școală la alta, când noi, Consiliul Local, nu am decis ce sumă are o școală și ce sumă are o școală. Ca să putem să zicem acum, aprobăm să se ia dintr-o parte și să se ducă în cealaltă parte. Deci nu am aprobat această listă de investiții pe anul 2018. Îmi pare rău că doamna contabilă a făcut afirmația că s-a aprobat și m-a pus în postura ca și cum eu aș fi spus ceva, știu că am ceva cu domnul Bogdan sau cu altcineva, și că această listă ar fi aprobată și eu zic că nu este aprobată, cu hârtie am arătat clar că n-a fost aprobată, nu zic să trebuie plătită această lucrare, că s-a făcut la școala Hurgești, dar să se plătească exact cum s-a făcut această listă obiecte de investiții pe anul 2018. Și cine a semnat-o și cine a aprobat-o, să modifice această listă de investiții, fi semnată de primar și de contabil, prin dispoziție primarul ce semnează, trebuia să dea dispoziție de modificare acestei liste de obiecte de investiții și să facă modificarea respectivă, dacă noi, Consiliul Local, nu am avut nicio treabă cu această listă obiecte de investiții, am luat la cunoștință acum pentru ședința asta, cum să aprobăm o modificare a ei, acestei liste? Asta vreau să înțeleagă, că este indus în eroare Consiliul Local. Cum să aprob ceva ce,
de o modificare la ceva ce nu ai aprobat inițial. Și se spune că de fapt a fost aprobat și eu nu vreau să spun treaba asta. Nu e modificat. Eu aș putea să zic exact cum spune domnul fost secretar. Sunt din primărie, lucrez cu doamna contabil, lucrez cu domnul primar. Ar trebui să mă fac că n-am văzut treaba asta. Nu se poate. Suntem în consiliul local. N-am dus așa să vă faceți. Vedea să vedeți până astăzi, exact. Când am venit la ședință, să fie... Când am aprobat bugetul inițial, am fost și am listat liste de investiții și am dat la fiecare persoană din Consiliul Local, exact la bugetul inițial, am fost și am listat și v-am dat, spuneți dacă nu v-am dat liste de investiții la fiecare ședință. În dosar, adică despre ce cercetăm, păi discutăm despre ce avem. Despre ce discutăm la momentul ăsta, luna septembrie, când eu am dat listă în luna februarie. Nu este aprobată, doamna contabilă. N-am scris eu procesul verbal. Deci toți am văzut la noastră. Nu, înseamnă că n-am spus în discuții, doar nu trebuia să pun eu în discuții. Doamna contabilă, suntem, nu domnul secretar. Nu v-am întrebat atunci. Cum ne spuneți acum, doamna contabilă, că vinovat sunt eu sau cine a uitat, sau domnul secretar că n-a trecut sau nu există în dosar și de fapt în asta ați făcut treaba ca coadă și noi suntem vinovați? Lista de investiții a fost listată și dată la fiecare domn consilier în ședința la aprobarea bugetului inițial. Dar am ieșit din ședință, m-am dus și am listat mai multe exemplare și am dat în sală. Dar nu există așa ceva la dosar. Eu zic că problema asta trebuia la dreptate, domnule Tipcă. Trebuia să-i rezolvați, nu aici în ședință. Trebuia să-i rezolvați. Atunci retrageți proiectul, discutăm. Acum, nu, stați așa. Deci, din cuvântul dumneavoastră, am înțeles să-i induce în eroare Consiliul Local. Vă întreb. În cazul în care Consiliul Local aprobă proiectul ăsta de hotărâre, care sunt consecințele? Ca jurist vă întreb, nu eu ca jurist, pe dumneavoastră ca jurist, mai este un jurist, ce consecințe sunt pentru Consiliul Local dacă aprobă? Dar nu e vorba de consecințe. Poate, e o hotărâre nulă, cum s-a făcut modificarea? Nu, tată, dar cine spune că e nulă? Asta pot solicit punctul de vedere prefectului, dar n-are... Cine spune că e nulă? Poți să aprob modificarea ceva ce noi ai aprobat? Doamne, tu o atacați la contencios. Putem să căutăm hotărâri de Consiliul Local unde a fost aprobat și programul de investiții unde sumele sunt detaliate exact cum sunt în listă. Deci Consiliul Local a aprobat. Dacă nu se știe, îmi pare rău. Nu, noi nu știu. Așa adică... Doamna, vă dau o întrebare, ca să ajungem la final. Da. Aveți pentru toate școlile o sumă aprobată în Consiliul Local, în valoare de imediat. 410.000. De ce nu ați venit patron? S-a venit patron, da. Hai patron, da. Vă faceți treaba, acolo luați de acolo. Nu puteam, dar nu puteam fără hotărârea Consiliului Local. Adică Consiliul Local trebuie să știe că eu iau banii și îi mut de colo colo. Era în cadrul aceluiași capitol, înțelegeți? Era în cadrul aceluiași capitol. Dacă eu am avut, domnilor, eu am avut listă de investiții dată, înțelegeți, cu bugetul inițial, cum dau bugetul la trezorerie, la buget, unde dau eu la fiecare dosar, eu pun listă de investiții. Eu nu pot acum, eu trebuie să fac situații de angajamente, proiecte de angajamente pentru sumă. Eu n-am avut situații de angajamente și proiecte de angajament pentru reabilitare școală decât de 150.000. Atât îmi plătește trezoreria, poate să-mi plătească. Eu pot să mă duc, dar dacă eu n-am depus buget, n-am depus listă de investiții, înțelegeți, ca să pot modifica situația angajamentelor și să fac proiect de angajament până la 2.000 lei, nu poate să-mi plătească suma. Și deci nu pot să fac eu de capul meu, chiar dacă e în același... Da. Păi suferința lui prezentul. Nu există. Nu există. Omule, dar nu există. Nu zicem da, și gata, imediat, dar aveți cuvântul, domnule Moc. Doamna președintă, am urlat minte. Vorbește, domnule președinte. Vorbim civilizat, adică să ne lăsăm fiecare să vorbească. Aveți cuvântul, domnule Moc? Mi se pare de o extremitate să vin în luna septembrie în calitate de viceprimar să ne spui că nu avem listă de investiții aprobată. În cazul ăsta nu se putea face nicio investiție în anul în curs. Deci investițiile, corect cu doamna contabilă, se pot face investiții fără listă de investiții aprobată de Consiliul Local? Păi,
Planul de investiții este aprobat de Consiliul Local. Deci eu am participat până acum la aprobarea a două bugete. De fiecare dată am solicitat plan de achiziții publice, listă de investiții. S-au adus în ședință, s-au adus atunci hârtiile, tot așa, pe ultima sută, pentru că le-am solicitat, din ce mi-aduc aminte. Ne-ai registrat și problema este de ce nu apară în hotărârea de Consiliu. Acolo deja e o problemă internă care trebuia să o rezolvați dumneavoastră între 4-6 ori sau nu știu cât e nevoie. 6. Acum, școala, investiția a fost făcută. Eu știu alte investiții care n-au fost prevăzute și nici nu s-a discutat, cum ar fi o investiție la terenul de sport de la Răgătău, unde la fel s-a făcut o investiție în baza a ce nu știm. Nu știm cum o să plătească acea investiție. Sunt multe probleme aici. Dacă tu ajungi să te cerți în Consiliul Local pe așa ceva, e un haos total în primăria Curgești, îmi pare rău să spun încă o dată. Deci acum chiar vreau să aud și părerea domnului primar, pentru că dacă tot a venit, trebuie să ne spun și părerea dumnealui. Da. Banii trebuie plătiți, lucrarea a fost făcută, v-am zis, aș vrea să văd vizie de lucrări, să vedem ce s-a făcut. E normal, suntem consilieri locali, comisia de recepție, să vedem cine face parte din comisia de recepție, cine semnează că s-a făcut totul ok. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct aici. Dar să ajungi... Nimic nu este secret. Da. Documentele sunt la dispoziția dumneavoastră. Dar repet, să ajungi în septembrie și să spui că tu ai făcut investiții în comună fără să ai listă de investiții aprobată, mi se pare foarte greu. Mulțumesc. Da, dar reparații poduri făcute fără bani la reparații? Puteți să ne dați mai multe detalii. Astea? Nu supun. Hai să spunem tot, dacă tot ne-am apucat. Aveți cuvântul, domnul Dacă? Se pare că s-a terminat perioada de... Da, vreau să spun ca de obicei lucruri întâi să fac și apoi să cere aprobare. Am ajuns aici pentru că nu a fost o expunere de motivă clară, lumea a luat cuvântul fără să știe despre ce este vorba. Deci dacă a fost un proiect în școala Horgeri, să vină să ne se spună. Proiectul a fost de 150.000, noi am investit 200.000. De ce? Bun, ne explică de ce. Dar să vine cu lucrurile, nu lucrăm cu documentația clară. Facem treaba, după aia la Consiliul Local aprobă, nu-i problemă. Trebuia înainte de a... Era propus o sumă pentru școala Horgești, când s-o termina suma, să vine în Consiliul Local. Mai am nevoie de o sumă, pot să o iau? Nu, s-o fac o lucrare, așa mai noi să aprobăm. Lucrarea s-a făcut în urma unui proiect, nu? Corect? Da. Deci proiectul a fost aprobat, finanțat. De ce s-a depășit proiectul? A unui proiect și a unui contract. Bun. S-a respectat contractul? Contractul, da. Și de ce valoare? Contractul este pe 197.462. Și de ce trebuie suplimentă în sumă? N-au fost păi pentru că n-am pus banii toți, pentru că s-au vrut să pună și la grădiniță, și la școală, și la centrală, la Sohodor, și la școala Horgeș, și la școala Sohodor, și la toate investițiile. Deci tot nu s-a depășit valoarea contractului, este valoarea contractului care a fost încheiat. Exact. Da. Păi trebuie explicat. N-am avut bani și atunci a fost mai mare. Pe care a fost mai bun despre ce este vorba. De aia nu se ajunge la o concluzie. Să vedem de unde o să mai fie, ori luăm din excedent. Atunci, dacă noi nu i-am folosit la grădinița Răcătău, nu mai e timp. Pentru că expunele de motive să fac sumari, le citești, nu le înțelegi, trebuie explicată, ca lumea să știe fiecare vorbește pe ce o înțeles el. Dar nimeni nu înțelege lucrurile așa cum trebuie să înțeles. Să vine cu două surcele, trei rulele și după aia să cere altceva. Deci nu se știe, lumea ia cuvânt, dar nu știe zice vor. Nu-i prima dată. Dar nu era decât simplu o rectificare. Era simplu să se spună, doamne, suma, proiectul a fost de atât, nu a fost de atât, nu a fost de atât. Nu chem mutăm de colo, colo. Mulțumim, domnul Dacă, ai cuvânt, domnul Creciu. Stimați colegi, este păcat că trebuie să spun ceva care e chiar mă doare. Foarte bine a spus domnul Costică Mitică că, de fapt, la noi e, când se face ceva, sărim în sus. De bucurie că s-a făcut ceva. Când nu se face, găsim vinovat. Haideți să cădem, să stăm la o masă comună toți și să o luăm ușor, să analizăm. Nu așa, gata, doamna Luminița spune că proiectul ăsta e nul. Mai vine cineva și spune altceva. Doamna contabilă a fost cea care a explicat cel mai bine. Este, vă rog frumos, eu discut clar la subiect. Și nu te-am întrebat nici cu o virgulă. A spus clar, este același capitol. Luăm de acolo, de unde nu s-a plecat cu lucrarea, pentru că sunt probleme, și punem aici, unde lucrarea e aproape finalizată. Ce e așa de greu de înțeles? Nu, eu chiar rămân surprins de fiecare dată când unii dintre noi încearcă, sub orice formă, să nu se facă nimic cu oamenii.
bețe în roate. Nu se poate așa ceva. Haideți să, să judecăm înainte de a, de a susține ceva aici. Eu sunt de acord cu, cu ceea ce s-au făcut. Sunt de acord că sunt niște lipsuri, poate la hârtie acolo. Dar, ori să, dar faptul că compartimentele astea din primărie nu colaborează cum trebuie, lasă de dorit. Vă spun sincer. Deci înainte de a veni cu, cu proiectul în fața noastră, haideți să, 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 să fim toți de acord. Până la urmă. Ca să înțelegem și noi ce votăm. Ce aprobăm în primul rând. Cu aia ce votăm. Mulțumesc. Stimați consilieri, tot respectul pentru consilierii de la Rece, de la Răcătău, de la Horcești, e drept ca fiecare și apre interese pentru localitățile unde au venit să alești. Am înțeles că profesorii de la școala Orgești nu mai vreau să mai cheltuiască banii ăștia, ăștia de la Recea nu vrea, n-au cum să-i cheltuiască. Și la noi, la școala la Suvodor, terenul ăla din curtea școlii parcă e bombardat la război. Și nu a venit domnul primar, îl rog tare mult, numai pe criterii politici, domnule, pe acolo nu mai sunt mai mult. Hai să ne aruncăm o privire, să ne aplicăm și spre curtea școlii la Suvodor, să aduc acolo două, trei mașini de zgură, să nivelez acolo, că vin profesorii, vin învățătorii, chiar și cu domnul director, am vorbit, domnule, mai vorbiți dumneavoastră politic, domnule, că văd că trebuie să lucrează politic. Rog tare mult, că văd că nu se vorbește, se vorbește, ne pasează ca Hagi, ca zică Popescu, treci, sari mingea pe Suvodor, sari când la Răcătău pe terenul de sport, când la Horgeri, la școală, când nu știu unde. Și la noi acolo ne impede că nu putem să nu stăm de vorbă cu nu știu profesor, nu știu învățător. Mai mare rușinea de noi. Rog tare mult, domnul primar, să se aplece și în direcția asta și propun un amendament la proiectul ăsta să se ia o sumă de bani de acolo, să ducă că la noi e necesar, e urgent, se poate face. Dar este sumă, domnule. Este sumă. Este, domnule, sumă. Da, da, da. Păi, dar sunt bani chiar acolo. Ce se face, domnule? Trebuie că este sumă. Dacă e cu probleme, nu-i sumă. Sumă este. Degeaba. Așteptat, domnul, vă? Am terminat. Haideți să ne lămurim. În bugetul de, de, pe care l-am aprobat împreună, am alocat școlilor, adică școlii pentru învățământ, suma de 400.000 de lei. Deci, școlilor din comună. În care, împreună, și avem aici, dacă țineți minte, că s-au aprobat chiar în fața aici, mamă, se aprobă planul de achiziții publice pentru anul 2017. În urma căruia s-a numit această listă de investiții. Bun, haideți să ajungem și acolo. Și am zis în felul următor, împreună cu dumneavoastră, am stabilit la propunerea noastră, grădinița Răcătău, 150.000 de lei, școala Horgești, 150.000 de lei, pentru centrală la Sohodor, 7.000 de lei și la grupuri sanitare Terdezom, cum știți bine, o suma de 100.000 de lei. Bun. La ora actuală, din planul de achiziție și chiar pe lista de investiții, în momentul respectiv, dacă vă uitați, nu au avut și domnul consilier, hai să o luăm așa, ca să ne lămurim, să ajungem la 67 la învățământ. Așa, la învățământ. Deci, dacă vedeți dumneavoastră, lucrări în continuare. Magazia cu lemne, am avut o deplățire 3.000 de lei. 3.000 de lei am avut deplățit la diriginte, ceea ce nu am putut plăti anul trecut din banii din bugetul anul trecut. Și am pus suma respectivă, care este în integral. Bună ziua! Doamne, veniți un pic? Așa. Deci, suma alocată este 3.000 de lei. Din surse proprii 3.000 de lei, deci s-a plătit suma plătită, 3.000 de lei. Apoi, reparații capitale. La școala Horgești, necesarul era de 191.184 de lei. Valoare totală actualizată. Sumele alocate au fost numai de 150.000 de lei. Logic și normal, pentru că atât am avut din 407, am împărțit în mod, în funcție de cum am zis noi că am putea cheltui banii respectivi, ca să putem să facem toate obiectivele. Construire la Sohodor, nu, acolo e cu nu aia nouă, da, da. Reparații capitale, grădinița Răcătău. Noi am pus-o în primă fază, 150.000 de lei. Și apoi mai 7.000 de lei, prinși pentru centrală la școala Sohodor. Și 100.000 de lei pentru grupuri sanitare la cele patru obiective pe care le-am aprobat. Școala Horgești, grădinița Horgești, școala Sohodor și grădinița Răcătău.
Noi venim acum cu propunerea noastră, de a, fiind în același, în cadrul același capitol, dar noi am considerat că ar fi bine conducerea împreună cu doamna contabilă, că ar fi bine să vă prezentăm puteți asta, să luăm 50.000 de lei de la grădinița pentru că se tărăgânează anumite, sunt o expertiză și au apărut unele probleme la grădinița respectivă și să venim să aducem 50.000 de lei să putem să ne terminăm valoarea contractului de la școala Horgești, să suplimentăm. Nu facem lucrări, noi plătim lucrarea care a fost făcută. Plătim lucrarea care... Deci noi, practic, noi știam pe 191, dar nu am avut banii aceștia. În momentul când ne-am învățit, n-am pus... Dacă era... Dacă dați voi, dacă eram corect, luam, puneam 190 sau 200 de mii deodată din primăvară și lăsam 100 de mii la grădiniță. Dar am zis, haideți la primă fază și asta ne-a dat voie să contactăm lucrarea, având un anumit sumă de bani. Bun, la centrala termică centrala electrică. Acolo au apărut niște probleme, în ce sens? Nu există o centrală, există niște calorifere băgate în tablou electric. Deci nu chiar am avut surpriza de nu a fi o centrală. Din discuțiile purtate cu cei care au venit, facem anumite reparații în anul acesta pentru că ceea ce cu varianta pe care au venit dumnealor cu centrală și schimbarea caloriferilor și toate chestiile astea, o să prindem în bugetul anului următor obligatoriu pentru că nu avem posibilitatea financiară și nici nu se încheie până în momentul când dă frigul la... Deci noi avem o situație de moment, peste o lună de zile sau peste o lună jumate, 1 noiembrie, vine frigul. Deci nu mai stăm acum să facă proiect, să facă instalație și vă dați seama să... Mai ales că a început și școala. Adică să fim realiști. Ne apucăm acum să schimbăm toate caloriferile și toate lucrurile astea la școala Tudor. O să facem reparația asta cu mărirea tensiunii, adică curentului, tensiunii curentului care vine în grădiniță și cu anumite probleme care ieri le-am rezolvat cu firma, cu domnul director și cu firma care o să vină la reparațiile respective. Sunt trebuie înlocuite două calorifere și făcute anumite reparații termoizolante la școala respectivă. Bun. Iar la grupuri sanitare am semnat deja contractul pentru proiectare, pentru că cei de la Tertezum ne-au trimis o adresă pe care or să vină parteneri cu suma de 20.000 de dolari pentru, nu pentru construcții, pentru lucrarea efectivă. Rămânând ca partea de proiectare să ne ocupăm noi. Ne-am contactat deja, suntem în derulare, până la sfârșitul anului este un contract de încheiere pentru obținerea tuturor avizelor și proiectului tehnic, ca în momentul când ori să începem în primăvară sau după ce se termină anul școlar, că oricum e destul de lucrări și nu se poate face atâta timp cât copiii la școală, o să începem să facem lucrările astea. Astea ar fi. Deci singura problemă, din punctul nostru de vedere, vrem să mutăm cu acordul dumneavoastră cele 50.000 de lei de la grădinița Răcătău, pentru că estimăm să se rezolve la acolo numai problema cu proiectare și nici de cum cu execuție și să putem plăti partea de execuție la școala Forcești. Asta e singura lucru în cadrul acelui capitol. Nu trebuie rectificare, vă cerem un aviz de principiu pentru a schimba, exact cum vă explica și doamna contabilă, lista de investiții. Deci, să apară suma în loc de 150 la Răcătău și 150 la școala Horgești, să apară 100 cu acordul noastră, cu 50 de oameni, 100 la grădința Răcătău și 200 la școala Horgești. Asta este istoricul acestui discuții. Cei 7.000 ne ajung? Nu. Revenim la partea asta, încă o dată. Deci, cei 7.000 sunt prinși pentru investiții. Noi nu putem umbla la investiții absolut, pentru că ceea ce se face anul acesta nu vor fi investiții. Deci, adică nu ne ascundem, adică vorbim direct și transparent. Deci ceea ce se va face, am spus, faptul că începe, am luat măsura asta, deci trebuie proiect ca să schimbi centrală, să-ți faci totul cu să schimbi caloriferii și toate instalațiile respective, mai ales că o să vină și investiția pentru grupuri sanitare acolo, o să le facem pe când tandem sau separat în funcție de cum o să vină chestia asta. Dar, anul ăsta vom merge pentru reparație. Exact ce v-am spus, am zis ieri cu firma pe care se ocupă, am zis nu, pe moment, găsim o soluție pe moment, mărirea puterii
rezistențelor care vin, că sunt niște probleme, că cad rezistențe din cauza consumului, și atunci și separarea celor două sau trei calorifere care nu merg la ora actuală. Și alea trebuie înlocuite. După câte am constatarea dumnealor, le-a lăsat proces verbal de constatare lui domnul director, să se facă reparațiile de rigoare în perioada asta. Amenajarea curții, școlii de acolo, nu se poate include anunțat domnul... Amenajarea curții. Da. Deci dacă rămân cei 7.000, dar numai că vedeți dumneavoastră 7.000 pe investiții. E o chestie de problemă. Să găsim soluții de reparații, că și acolo, acolo se repară, nu se investește. Investiții numai dacă faci proiect și o ia de la capăt, să facem ceva acolo. Da. Deci dacă se spunea lucrul ăsta, da. Eu cred că... expunere de motive, da. Domnul Ciorau, asta în expunere, bă, suma da, asta este mă... pentru asta, că nu s-au achitat lucrările făcute la da, Horgești. Da, că suma asta la Horgești putea folosi, fi folosită și pentru altceva. Centrală, centrală, și atât costa, centrală, că tot primăria trebuie. Care e centrala? La Horgești, la școala Horgești, e făcut-o, acoperit și deci, unde-i spațiul ăla acolo. Eu am discutat da. Astăzi, chiar astăzi am discutat, deci una, eu am discutat astăzi cu directorul celor cu care am discutat ieri, pentru viitorul proiect de centrală termică la Teodor, și mi-a făcut o estimare în jur de 45.000 până în 50.000. La Horgești. Nu, 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 la Teodor. Dar la Horgești este de numai centrală, trebuie instalații. Și dacă 12 calorifere, domnul Bogdan, dacă 12 calorifere... S-au făcut lucrări până acum și nu s-au terminat. Bun, dar tu și patru primare au fost până acum și n-ați încercat să faceți lucrările care s-au început, s-au cheltuit miliarde. Ok, de acord cu noi. Nu ești de acord. Păi cum să nu fiu de acord? Nici așa nu-i bun, nici dacă sunt de acord nu-i bun, nici dacă sunt contra nu-i bun. Așa, hai să vă zic. Hai să o luăm o chestie. Ideea este în felul următor. Dacă am fi citit, zic eu, mai atent, cum zice dumneavoastră, eu nu zic când aș citit. De parte nimic, că nu. Păi a citit-o dumneavoastră, domnule. Odată cu aprobarea bugetului local și în baza rectificărilor făcute aprobate lista obiectivelor de investiții pe capitolele de activități și obiective în cadrul acestor capitole, la capitolul învățământ, ceea ce am spus eu pe direct. Așa, 24-50, nu ne interesează chestia, conform bugetului și listei de investiții, avem aprobată suma de 410.000. După cum urmează, 3.000 de lei pentru magazia de lemne, ce v-am spus, dirijintele care mi-au rămas restant de anul trecut, 150.000 pentru școala P+1 Horgești, citesc de aici, nu citesc din altă parte, să știți. Da. 150.000 pentru grădinița de Cătău, 100 pentru amenajări grupuri sanitare unități de învățământ și 7.000 pentru centrala Teodor. După cum ați aprobat lucrările de la școala așa, început de la anul nostru, continuate fundații și refacerea trotuarelor de 197, așa. În lista de investiții aprobată odată cu bugetul local, a fost creditată suma de 150.000 de lei pentru grădinița de Cătău, iar pentru școala P+1 Horgești a fost aprobată aceea sumă de 150.000. Până la această dată, la obiectivul grădinței la Cătău, s-a emis certificatul de urbanism, s-a efectuat expertiza în construcții, studiu geotehnic, aviz energetic, în prezent se face studiu de fezabilitate și estimă ca suma alocată nu va fi cheltuită integral. Pentru aceste motive, venim cu propunerea de a aproba transferul sumei de 50.000 de lei. Da, mă, stăm cu la care semnez o expunere de motive. Eu, până la urmă, am citit ce am semnat. Scuzați, și dacă, da. Mă scuzați. Două. A, cu două, da. Mă scuzați. Așa, prezentăm aceste motive. Venim cu propunerea de a aproba transferul sumei de 50.000 de lei de la obiectivul grădinii la școala P+1 Horgești cu încadrarea în suma aprobată de bugetul local. Pentru? Păi am zis. Pentru? Așa trebuia spus. Pentru datoria. Da, mă iertat. Exact. Dacă spuneai asta, gata. Era... domnul Bogdan. Da. Aveți dreptate. Am zis că v-am dat dreptate. Da. Domnule, în concluzie, există o listă de investiții care trebuie modificată și aprobată. Exact asta e toată. Okay. Deci asta e atâta discuții, ne deci, mute și se mute 50 de la grădiniță la școală. Asta e concluzia. Și nu este pentru? Hai, trebuie să-și plătească. Cu amendamentul, cu rămâne două prima. Cu ce? Cu amenajatul tinerului din curtea școlii. Eu de obicei nu fac promisiuni la presiuni. Dar îmi notez și am în vedere chestia asta. Având în vedere că cei 7.000 de lei nu vor fi putea folosi la investiții, să ne orientăm să putem să facem lucrul ăsta. Abțineri? Și împotrivă? Împotrivă, nu abțineri. Da, împotrivă.
Uite așa, mă părăștie, și chiar se crede. Nu știu că s-o face o pune, m-am gândit. Hai să fim aplicate. Și a cofinanțări obiectivul de investiții, modernizare și extindere din sistem iluminat public, radarul cum a fost ești de Tubacău, finanțat cu independente lei. După câte am înțeles că a fost de acord cu suplimentarea ordinii de zi pentru ședința de astăzi. Ca idee, îmi cer scuză pentru că nu au ajuns la timp, dar n-am avut sumele toate în momentul respectiv. Dacă ați văzut undeva, convocările au plecat luni, tot în ideea că ajung sumele respective, ceea ce n-au ajuns și am dat drumul și am venit cu ideea și cu propunerea de a suplimenta ordinea de zi de a ședinței de astăzi cu aprobarea unei investiții și cu finanțarea obiectivului de modernizare. Nu știu dacă ați avut în comisii. Da, au fost în comisii. În comisii au fost. A fost, da? Eu nu am fost. Ok. Haideți să vă spun despre ce e vorba. Din discuțiile purtate se precizează că ar apărea un PNDL 3 în care o să repunem înapoi proiectul de modernizare drumuri comunale și asfaltare drumuri comunale pe care nu ne-au prins în proiectul în PNDL 2. Din cele trei proiecte au trecut două și unul a fost respins. Și am venit cu ideea că suntem, cred că, în discuțiile purtate cu specialiști. Când am spus că am 156, nu știu dacă o am aici la mine, 156 de case care nu sunt racordate la ora actuală la rețeaua de curent electric, nu le vin de a crede. Și le-am dat situația concretă, pe sate, pe metri, și pe tot. Și atunci au venit cu propunerea de a face, să aprobăm acest proiect de modernizare și extinderea sistemului iluminat public stradal în Comuna Horgești, în care să prindem și cei aproximativ 5 km de drumuri comunale și județiene, în care nu avem la ora actuală curent electric. Am fost adeptul la acest proiect. În mare, vă pot spune că la nivel de comună sunt 43 de kilometri care traversează atât drumuri comunale cât și drumuri județiene, dintre care 3 nu sunt cei dintre Sovodor și Horgești, care nu o să fie necesitate de curent electric momentan. Așa? Și rămânând ca suprafața pe care trebuie acoperită să fie de 40 de kilometri. Dintre care, modernizarea va fi pe 35, iar 5 kilometri vor fi cu extindere și iluminare. Din anexa numărătorii sau din devizul de lucrări pe care l-am făcut, suma acestui proiect este de 2.366.557,9 lei, dintre care din bugetul de stat, adică dacă obținem finanțare din PNDL cu sume nerambursabile, 2.220.822,9 și din bugetul local 145.735 de lei. Suma este mare la prima vedere, dar dacă citim un pic nota de fundamentare în care vor veni stâlpi. Deci, în acest moment, iluminatul public este asigurat prin intermediul unui sistem clasic cu corpul de iluminat energofage. Acest sistem acoperă circa 60% din căile de circulație din comună. Vreau să vă spun că în proiectul respectiv pe care, dacă reușim să obținem finanțare, vor veni LED pe fiecare stâlp de iluminat din Comuna Horgești. E vorba de 1000 și ceva de stâlpi.
90 de corpuri. În fine, în jur de 1000 de corpuri de iluminat. Bun, eu cred, asta este în cazul, poftim? Bine, n-am, ca să aprobi, ca să câștigi la loto, trebuie să iei bilet. Este o vorbă, principiul meu. Așa am zis și am fost sceptici și cu celelalte proiecte. Într-adevăr, n-au trecut toate, dar încercăm să mai... Da, eu cred că o cofinanțare din partea noastră de 145.000 de lei la un proiect care costă, ceea ce vă spun, 2.200.600.000, eu cred că să avem și extindere de rețea și becuri, mă refer cu LED, cu LED la fiecare stâlp din comuna Horgești, vin cu propunerea de a aproba acest proiect de finanțare. Investiția respectivă de noi, ca să, noi trebuie să punem în devizul, în anexa numărul 3, așa cum am făcut la toate proiectele europene, de obținere fonduri europene, trebuie să punem, precum că Consiliul Local, chestia de aport cu investiția și cu cofinanțarea obiectivului în eventualitatea în care acest proiect este finanțat de, intră în proiectul PNDL 3. Asta ar fi în mare expunerea de motive. Eu m-am spus pe direct că expunerea e destul de stufoasă și e destul de făcut cu cifre și cu detalii pe care tehnice, pur și simplu. Da. Cam asta ar fi în mare ceea ce vă propunem noi. Comisia juridică să ajungem la finanțare. În comisia juridică s-a discutat, nu s-a dat un aviz, s-a pus punct de vedere. Cred că totuși avizul e favorabil, nu mai discuție, dar au zis că fiecare consilier vrea să-și prezinte punctul de vedere în ședință. Comisia învățământ. Bănuim cum ai zis, trebuie să treacă timpii. Așa că așa că e interesant, n-am vreo să citesc cum trebuie, dar din expunerea din motive a domnului primar, mi se pare un lucru interesant și suntem de acord. Comisia Buget Finanțe? Aveți favorabil pentru cumpărarea biletului? Am mai cumpărat încă vreo 3 bilete? Dintre care 2 câștigătoare. Să ne vedem? Da, orbul trebuie să vadă, așa întotdeauna. Mulțumesc, doamne. Și eu sunt de acord să vreau. Da. Scrie cineva la cuvânt? Da, eu vă repot. Da, domnul Moc. Eu sunt mai atent la detaliile astea și exprimarea. Asta nu e un lucru bun, asta nu e un lucru, o să știți. Expunerea noastră cu ar părea că apar în PNDL 3, dar zic, nu, dar cum? Așa, e de o sursă neoficială, dar deocamdată e bine să furi startul câteodată. Fie pe sursă. Da. Ia-o vorba lui, fie sursă. Dacă tot să discut așa mai în termeni, biletul ăsta la loto pentru comuna, dintr-un bugetul comunei Horgești, înseamnă niște bunuți, 1.450.000 în bani vechi, înseamnă niște bunuți. De acord că trebuie investiții și pe partea asta de iluminat, cum ați spunea să... Probabil, nu știu cum stau celelalte comune, dar e un număr important de case, fără iluminat la timpul ăsta. Eu voiam să vă întreb, că am văzut aici SC Install Plus, ei o să ocupe de partea de vize, de studii de fezabilitate? Dumnealor au discuțiile purtate cu dumnealor cu specialiști, noi nu avem de unde să știm toate calculele astea. Au venit și în momentul când proiectul trece, vom purta o colaborare cu dumnealor referitor la proiect tehnic și la toate problemele. Poate chiar și execuții. Eu merg pe principiul de proiectare și execuții, ca așa se poate și acum. Studiul de fezabilitate nu-l face tot firma care și execută? Sau? Nu, cred. Dar atunci v-am spus, întâi am făcut chestia asta numai să ajungem acolo. Asta era ideea. Din moment ce noi aprobăm astăzi, practic da. Se dă drumul și să încep procedurile, nu? De vize, de studii de fezabilitate. Nu, întâi nu. Noi dăm, dacă dumneavoastră a aprobat astăzi, săptămâna viitoare, acest proiect ajunge pe masa Ministerului Dezvoltării. Asta e primul pas. Dacă sunteți de acord, demarăm acest proiect. Noi suntem de acord cu investiția. Noi începem cu partea noastră de cheltuieli înainte să știm. Nu, nu. Deci haideți să vă explic, dacă tot am ajuns la cheltuieli. Deci toată discuția asta și studiul ce l-am făcut până acum nu ne-a costat nimic. Deci este o discuție purtată cu domnii și cu domnii. Dacă se poate face, dacă se
obține bine dacă nu toată lumea ne strânge mâna și ca și cum discuția nu a avut loc. Deci dacă acest proiect nu ajunge și nu trece, nu obține finanțare, că vă dați seama, bugetul, bugetul Consiliului Local nu are cum să suporte 23 de miliarde 600, că nu avem cum, în niciun caz. Mulțumesc. Aveți cuvântul, domnul Crețu? Este foarte bine că se încearcă astfel de proiecte foarte, să le zic, de viitor. Faptul că domn primar a ținut cont de insistența mea cu LED-urile, mă încântă. Și dacă citiți aici, dacă vreți, bănuiesc că majoritatea n-ați citit, dar eu pe criticături am mai citit. Este o lucrare care chiar ar fi de bun augur pentru comunitatea Plătești. Și e bine că domnul primar ne-a explicat foarte clar că până în momentul în care nu ne intră banii din afară, deci... Nu ne costă nimic. Noi nu cheltuim nimic. Deci nu ne riscăm absolut nimic. Nimic. Să insistăm chestia. Decât transportul de a duce proiectul la București. Orice lucru făcut trebuie însoțit și de hârtie. Asta e regulă. Mulțumesc. Domnul Dancă? Da. Nu e atât de rea pe proiectele astea pe LED le-am mai discutat și eu le-am așa. Noi în Comuna Horjești am investit deja foarte mult. Vreau să vă spun că de la lămpile care le avem noi la LED nu e o mare diferență ca și cost. Iar cheltuielile de a implementa LED-ul sunt exagerat de mari, care nu le acoperim nici în 20 de ani. Una la mână. A doua la mână. Vreau să vă spun că noi avem un iluminat făcut pe fonduri europene care nu mai este însoțit acum de contract de mentenanță, care stâlpul dat jos, nu s-a mai pus înapoi și nu este întreținut. Și dacă facem proiecte și apoi nu le întreținem și lăsăm și le abandonăm, nu știu la ce mai facem altele noi. O garanție 10 ani. Nu, garanția e una și a avea contract de mentenanță este alta, e două lucruri diferite. Nu știu ce zice. Păi dacă știți, atunci nu mă mai întrerup, că și gata. Mulțumesc. Eu, după cum m-am uitat aici, cheltuielile și toate proiectarea o suportă Consiliul Local, adică de bugetul nostru o să suportă. Păi, în banii 145, dacă v-ați uitat. Bun. Dar eu nu cred că e viabilă. Deci sunt cheltuieli și din bugetul și noi și ei. Alea care se fac obligatorii din bugetul local și aia, dacă ar să vină sau nu, aia... Cred că așa se poate. Eu după 2 ani și câteva luni de mandat am ajuns la concluzia, inclusiv partea asta cu Tăr de Zom, au venit cu... Ei vor să vină să investească la noi în execuții. Dar proiectarea să te vadă că vrei să-ți dorești, să faci proiectul. Eu sunt de acord, dar dacă facem cum facem și acum, că nu întreținem ce avem, avem proiect de mentenanță la iluminatul care s-a făcut pe fonduri europene? Nu, a fost un contract de garanție acum, și nu mai avem. Nu avem. Păi și atunci, dacă a căzut un stâlp jos, de ce nu îl punem înapoi? Îl punem, domnul. Când îl punem? Când vin alegeri. Păi haide să întreținem ce avem, să menținem ceea ce avem și apoi vedem dacă mai facem și altceva. Să nu numai facem și apoi le aruncăm, că așa s-a făcut de când nu. Sau cheltui niște bani și acolo. Cine este pentru? Da. Împotrivă? Abțineri? Eu mă. Puneți stăpul. Puneți stăpul și după... nu mai e supărat. Dar e dreptul din al nostru. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, modernizare și extindere sistem iluminat public stradală Comuna Horjești de Bacău, finanțat prin PNRR electric. Să scrie cineva la cuvânt? Investiția. Și acum le lasă și cofinanțarea. În același... Da, în același... Împotrivă? Abțineri domnul... Abținere, da? Acolo să-i pună stâlpi. Nu vă abțineți prea mult, să vă dau capul. Motivați acolo, vă rog frumos. Trebuie să scrii? Nu. Domnul Dăncea, nu are ceva cu mine.
Domnul Bogdan. Domnul Bogdan. Foarte bine. Domnul Bogdan. Foarte bine. Cine s-a comentat? Bărătoare, frumos. Bărătoare. Aveți cuvântul domnul Popoc? Domnul primar, da. La dumneavoastră mă rețet. De mult am stat de vorbă că nu avem apă la Sohodor cu pompele, domnule. Rămânem în urma lui Țânca. Pe timpul lui funcționau mai bine. Da, erau noi de asta. Așa, domnul primar, și în proiectele de astea de rețea electrică, nu ne-am orientat bine. Acolo linia la deal, mai trebuie 2 stiltoni acolo ca să bagi lumină toți aia de pe cotul la deal acolo, cartierul, ursul, puiul acolo. Oricum tare mult, vă duc la satul ăla acolo. Eu știu situația, tocmai de asta... Mergem dumneavoastră să vedem situația. Dacă mă crede, dar asta vă răspund. Tocmai de asta am fost adeptul, pentru că vor veni extinderi de rețea pentru 3 stilți sau trebuie proiect pentru fiecare bucățică. Iar acum primim un proiect mare în care le extinde și toate aici. O apă nu e apă acolo, știm și asta. Domnul Dămoc? Doamna contabilă, dacă tot ca să nu vă reținem mult, a specificat acele lucrări de poduri fără bani în buget. O să vă rog să ne detaliați puțin, da, pentru că eu chiar aveam pe listă să întreb, așteptam să se continue lucrările de poduri. Am văzut că s-a început, da, s-a făcut un pod. Și vor continua. Mă așteptam că să urmează la podul, apă, tot podul de la Tabarcea, pe care tot l-am menționat, mai un pic și le-a apa. Dar dumneavoastră ați spus că s-au să fac lucrări fără a fi bani în buget. Vă rog să ne lămuriți. Păi să fac reparații la poduri, nimeni nu a venit să întrebe dacă sunt bani sau nu sunt bani. Și atunci vina este numai din partea la 1 că nu face, că nu ai. Iar să ajungi în consiliul local cu treaba asta. Aici bucătăria dumneavoastră, da, nu rezolvați. Așa mi se pare normal. Eu asta vreau să știu dacă se continuă lucrările la poduri, dacă, da, sunt, dacă nu sunt bani în buget. Sau cum se continuă lucrările la poduri, dacă nu sunt bani în buget, mai bine spus. Atunci trebuie să vă dăm din casă. Cu casă atunci. Nu e secretul casei. Aici nu e secretul casei, dar aici de primăria Comunei Corcești, care reprezintă cetățenii Comunei Corcești. Haideți să vă spun atunci, haideți ca să nu e secret. Noi vrem să facem nouă la poală, o tragem o linie, fiind sfârșitul celui de-al treilea trimestru, în care să vedem ce bani avem alocat și că s-au cheltuit în toate chestia asta. Asta e toată chestia, da? Deocamdată sunt bani, nu? Deci fără o rectificare bugetară nu se pot plăti acele investiții? Nu pot da răspunsul ăsta. Trebuie să avem, ca să vă pot da răspunsul ăsta concret, eu trebuie să trag cifre și să spună. Da, domnule, am avut 5 lei și am cheltuit 6. Și atunci vă spun, nu, domnul Blondonc, anul ăsta nu se va face podul acolo. Dar în momentul când va fi 5 și noi am cheltuit 4, da, atunci vă pot răspunde. Deci în funcție de rezultatul dat între propus și cheltuit, abia atunci vă pot da un răspuns concret. Domnul primar, vă solicit o informare referitor la pesta porcină. Da. Au apărut foarte multe zvonuri în comună. Avem tăiat toți. Foarte bine. Da, foarte bine. Lumea a început și a sacrificat deja. Da, da. Din partea primăriei nu am văzut nicio informare către cetățeni în ceea ce privește. Nu am văzut nimic. Păi bun, zvonul s-a dus, noi ce să spunem? Să te zicem zvonuri sau... Se contrazice. Eu ce aș fi vrut să vă întreb. Câți porci avem înregistrați în comună la acest moment? Dacă puteți să nu vă spun, din discuțiile care ați discutat cu domnul medic veterinar, presupun. Da. Și care e situația reală? Dacă sunt... Vă răspund acum sau vă răspund la sfârșit? De la DSEP. Las cum doriți. Haideți, vă răspund la sfârșit. Am zis că în județul Bacău deocamdată nu sunt cazuri. Exact. Haideți, vă răspund. Ok. O altă problemă pe care vreau să remarc este nomenclatorul stradal. Din câte știu, el trebuie aprobat de consiliile locale până la 31 decembrie 2017. Noi am desemnat din Consiliul Local o persoană în privința domnului Tufescu, care să fie înregistrat în acea bază și el să supravegheze modul cum se lucrează. Da. Știu că noi avem și achiziționate niște numere pentru case, da, care stau în magazin. Da. Ce se achiziționează? Da, pe lângă bănci, pe lângă pubele, le luăm să le țin în magazin. Când supunem atenției Consiliului Local acest nomenclator stradal, dacă el deja trebuie aprobat, semnalez faptul că m-am mutat puțin peste legislație în ceea ce privește normele și am reținut atunci când ați spus că ați achiziționat numere de la 1 la... Da. Deci nu pentru fiecare stradă. Deci o stradă ar însemna să înceapă un număr de la 1 la 30 și următoarea de la 31 la... Corect? Corect.
legislația prevede ca fiecare stradă să înceapă număr. Cu număr impar, pe partea stângă număr par, ideal, presupun, ca să nu fie o debandată totală, de la numărul 1 până la câte case sunt pe strada respectivă. Și vreau să mă demarc că am văzut fișele postului, o parte din fișele postului puse pe site. Compartimentul de servire, conform organigramei aprobate de Consiliul Local, este în subordinea viceprimarului comunei. Conform fișelor posturilor, acele persoane apar ca fiind în subordinea dumneavoastră. Vă rog să ne rămuriți cum e... acele fișe nu se fac conform organigramei pe care noi am aprobat-o. Atât, mulțumesc. Domnul Dancă? Da, vreau să spun că am văzut și eu că lucra la pod, păcat că era o pierdere de apă lângă podul ăla care s-a făcut, care nu s-a eliminat, apa curge în continuare sub pod, sub asfalt, unde curge acolo, chiar dacă e gratis, strică altceva ce nu s-a făcut. În privința bugetului, la câți angajați are primăria și cât costă niște stați de ciment și o mașină de balastru, nu mi-aș face mari probleme, că bugetul zic că este, ar trebui să facă mai multe poduri. La câte ajutoare sociale avem, câți meseriași avem acolo și câți meseriași avem în primărie, trebuie să fac două poduri de alea pe săptămână, cu o sumă foarte mică. Trebuie să continui într-un ritm mai alegru. Da, mai cerut noi, tot referitor la ajutoare sociale, am mai cerut ceva de trecută, mai cer acum dacă ați modificat ceva, dacă nu ați mai dat și altele. Mai întreb o dată, după aia poate o să vă duc să... M-a dus și în televiziune, că m-a mai dus alții, să... Da, avem televiziune. A dus și pe noastră. Vorba de asta, domnul primar. Am vorbit în această săptămână chiar la începutul, la deschiderea anului școlar. M-am vrut și cu domnul director și cu părintele ortodox Cucu, Petru. Și exact cum s-a stat, a urmărit ultima ședință cu a Consiliului Local. Domnul director Lucaci a fost supărat și a zis, m-a rugat să transmit Consiliului Local, că a lipsit la acea ședință, de câte a fost chemat dânsul a venit, dar a lipsit la acea ședință că a fost ceva ce n-a definit și a trebuit să fie prezent în acel loc. Deci nu că n-ar fi vrut să vină sau ar fi avut alte probleme de altă natură. A zis că acel raport pe care l-a prezentat, așa informare, putea să o facă mult mai detaliată, dar a trecut ce a considerat că face interesul Consiliului Local în ceea ce privește școala Horgești. Pe sume, a zis că n-a trecut dânsul pentru că de-a lungul timpului tot a trimis adrese către primăria Horgești, s-a discutat despre acest lucru. Deci asta e pe... Sper să-mi amintesc tot ce m-a rugat domnul director să transmit. Bine, e necăjit că s-au făcut unele discuții, dar aceea, exact cum a spus, l-a sunat pe domnul Budnaru sau vorbește personal cu dumneavoastră. În ceea ce privește afirmația la ședința trecută că la școala de vară organizată de parohia ortodoxă Horgești nu s-ar fi permis accesul copiilor catolici. Aceasta e, de ce vă spun eu, este ceea ce a zis domnul, a zis părintele Cucu, părintele paroh de la parohia ortodoxă Horgești. Nu numai că li s-a permis accesul, chiar au fost copii catolici. Aici a confirmat și, nu, a fost discuția că nu a confirmat și domnul director că în incinta școlii s-a ținut acea școală de vară și a confirmat faptul că au fost lăsați copiii catolici și numai că au fost lăsați, au și venit, cam 10 copii catolici au participat la școala de vară organizată de parohia ortodoxă Horgești. Nu era un reproș nimănui, eu am venit în ședință doar că m-a rugat atât domnul director cât și părintele ortodox să, din partea, să aduc aceste lucruri la cunoștință. În rest, la poduri, sumele cheltuite s-au făcut, s-au aprobat, s-a făcut un raport de necesitate pentru ce ar trebui materiale cumpărate. Referatul a fost aprobat de către domnul, sau referatele, înțeleg, au fost aprobate de domnul primar și după aceea lucrările s-au făcut, nu s-a plătit absolut niciun om, s-au făcut cu oameni de la ajutor social. Deci strict cheltuielile cu podurile sunt
tot ce ține de ciment, materiale. Absolut niciun leu nu s-a cheltuit pentru mâna de lucru, ca să spun așa. Deci asta este la pentru tot. Da, nu s-au cheltuit. Cam atât, dacă mai vrea cineva să... Doamna președinte, vă aș vrea să pentru... Da. Eu am adus discuția la ședința trecută problema de la școala de vară. Eu n-am reproșat, n-am dat nume atunci persoana care i-a spus copilul că nu poate să participe și nici nu voiam să dau nume, dar să nu vedeți că eu vin să fac povești aici în Consiliul Local. Era vorba de copilul domnului Herciu Robert, căruia domnul Arvinte i-a spus că nu poate să participe. Deci, mie asta mi s-a transmis, să nu credeți că eu mint în Consiliul Local. Nu, iar eu n-am venit ca să spun că ați mințit sau nu, am venit la arbitru, ați zis părintele și părintele chiar, asta am uitat să spun, că părintele a zis că ar fi fost bine să fi întrebat pe dânsul înainte de a face afirmația în Consiliul Local. Asta mi-a zis părintele. Zic eu că o sugestie. Asta mi-a transmis părintele și era normal să vin să anunț. Acum, înseamnă că nu au fost transparente criteriile pentru care acum au fost chemați copiii. Eu zic că așa trebuie să discutați cu, dacă da. Aveți mai multe informații și pe ce criterii s-a făcut, că aici ar trebui să discutați cu părintele parohului. Da. Dudulică? Domnul consilier, doamna președinte, prostiații. Noi, care stăm mai mulți așa, deși că... undeva vine cineva cu niște cuvinte jignitoare. Tot consilierii nu mă ridică mâna, dar abar mă. Dom'le, dacă băi, suntem școliți, noi chiar așa, care, dar domnii care școliți, nu trebuie să arunci cuvinte jignitoare. Deci să nu fiu de acord cu numirea consiliului cu tare. Dar de ce să nu fiu cu școlii? Să alegi un consiliu acolo, sunt de acord și eu, ce zi trebuie să mă ridic să vorbesc și eu 5 minute. Păi hai să vorbim toți câte 5 minute, să faci o oră numai pentru alegere la un consiliu, la școală, nu? Pe urmă, de ce să nu fiu de acord cu grădinița, că să iei 50.000 de lei să ducă la alte. De acord. Am mai fost discuții și cu ziua cu comunii. Nu, domnul Dăboc, eu mă abțin, nu-s de acord. Dar nu-i sărbătoare, tradiții, cutare, cutare. De aia învățăm și noi din lăgâdeții astea. Și timp și noi așa, dar cât ar fi vorba... Asta nu... Stai, băi, unde? Apa e cuvântul și tu și tași din gură. Să nu fiu de acord cu rețeaua electrică, deja că se extindă. Sau cu școala de la Suodor să înșeapă. Sau cu centrală. Cu ce să fiu împotrivă și să mai mă răscolt să vorbesc? Păi știți ce facem acum? Să-i dăm cu pietri în cap? Nu v-ați întâlnit? Băi, dar scrie-te la cuvânt și tași pe zic, tu îmi dai răspunsul tu, acum. Bă, tu ești cum mi-a vitezi, băi, tu ești de la care... Băi, ce să faci? Tași de bună și îți vezi treaba asta. Dacă tu ești de la care bați bieță în roate și că eu zic că de-aia, eu zic că eu dai jocuri care... Stai cu mine, scrie-te la cuvânt și spune tu. Până la urma urmei, conviviente jignitoare, aia a fost și pentru tine. Băi, pot, dar și puteam zipat acum la început. Băi, taci în bancă ca mutul și vă dau una așa. Doamna președinte, un drept mic la replică. Termina, domnul Dudulică? Nu, nu mai am uleac. Nu vă râdiți, nu vă râdiți, voi oameni buni. Suntem oameni toți și suntem în vârstă și nu trebuie să aruncăm niște cuvinte așa. Ești școlit, păi, de contră, dacă ești școlit și ești cu perspectivă mai înaltă și cu tare și cu tare, dă respectul la cel care nu știe. Dă-i. Și zic, nu coborâ la mintea lui sau la nivelul lui și te dai mai cont. Dar asta nu știi cum e. Dar asta nu știi cum e. Dar asta nu știi cum e. Dacă eu de acord cu asta, de acord. Nu trebuie să mai fac obiecțiuni și să mai mă ridic să mă răscot. Bine că dânsul nu-i de acord să abțin în continuu, e opțiunea dânsului, nu-i o problemă. Cu asta, cu apa, dacă ați rezolvat-o la Suodor. Cu care? Cu pompele? Pompele. Răspund. Aceeași problemă mi-a spus și domnul Boboc. Am zis că răspund la sfârșit. Păi da, dar oameni de tot. Mă întreabă că am vorbit de săptămâna, de timp ședința trecută. Dar nu v-a spus că o dat cu ciocanul în el, nu?
Pare rău. Domnule, dar asta... Dar noi să spunem mai mult decât dumneavoastră. Doar să repară. Dar nu, doar primăria repară. Hai să explicăm că primăria repară. Are bauta pești. Spuneți dumneavoastră că luați o mașină de teatru acolo, dar... Astăzi, dacă v-ați uitat, astăzi se lucrează acolo la frântă. Domnul Bogdan, aveți cuvântul, domnul Bogdan. M-ați înscris. O întrebare, putem să poate? Nu vă nominalizați. Ba da, ba da, cum menționat. Da. Are drept. În primul rând, n-am jignit pe domnul Dudelică, simplu fapt că ați luat cuvântul, mă bucur. Deci dacă... Dacă v-am provocat, că v-am provocat să luați cuvântul... V-ați provocat. Nu, domnule, eu am spus că... Lăsați-ți vorbim. Deși să nu fiu de acord cu care. Și nu e în regulă. Faptul că... Noi suntem, sau eu sunt, o mică opoziție aici, sau cum vreți să o luați în interioritate și dumneavoastră sunteți o majoritate și vi se spune că așa e bine, ridică mâna, asta e problema dumneavoastră. Faceți o afirmație pe care nu trebuie să o vedi. Domnul Dămoc, faceți o afirmație pe care nu trebuie să o vedi. Eu ce am semnat, ar fi bine ca fiecare să aibă idei proprii, ca fiecare să studieze proiectele de hotărâre, pentru că iată, în Consiliul Local de multe ori se întâmplă să vină consilieri în ședință și atunci să ceară lămurii, că ei practic nici n-au citit proiectul de hotărâre. Lucruri evidente, care se filmează. La început a spus un zic cu indicare. Mi se spune că mă abțin tot timp. Chiar am votat și pentru. N-am fost împotriva sărbătorii zilei comune, ceea ce ați afirmat dumneavoastră acum. Împotrivă. Am semnat la niște nereguli. Care n-au fost luate în considerare de Consiliul Local. Nu faptul că s-a construit o scenă fără să fie aprobat înainte de Consiliul Local. Asta am semnalat. Eu, din punctul meu, sunt niște lucruri normale. Dacă vreau să considerați că totul e normal să se întâmple de anapoda în comună asta, este dreptul dumneavoastră, sunteți majoritari, puteți votați orice. Dacă vă deranjează prezența mea aici personal, e problema dumneavoastră. Cam atât. Ok. Domnul Bogdan? Dămochi a pus o întrebare în general dacă știe câți porți sunt în comună. Da? Rău că ar trebui să știi. Eu te întreb, câte vați sunt? Nici asta nu știu, domnule. Câți cai sunt? Câți cai sunt? Nici, da, câte oi sunt? Nu mă ocup cu zootehnie. Da, băi, na. Eu mă ocup cu proiecte europene, nu mă ocup cu zootehnie. Până le faci pe alea, fără pe astea mai mici, să știi. Păi care mai mici? Păi astea, care ar trebui să știi, că se vorbește că vine pesta la vaci, la oi. O să vă răspund, domnule. Dacă știu eu cât număr este, nu mai vine pesta? Pentru că doctorul veterinar, ca să știi și matale, nu cred că ai uitat. Așa. Domnul Minea venea lunar cu o situație. Mare noroc ați avut cu domnul Minea. Exact, mare noroc. Mi-a în 2 ani de zile nu a venit decât o singură dată, domnul. Mare noroc, dar să știi că venea unde secretarul? Este aici? Aici. Așa, venea cu situația la primărie și primăria știa exact, știi? Acum, cum îl cheamă pe doctorul ăsta? Doctor Videni, vă spun și cum? Asta știu cum îl cheamă. Cum? Găsim domnul Videni. Videni? Da. Videni. Videni. Videni, chiar vorbim, nu. Haideți să nu luăm bine cu omul, că așa îl cheamă. Ia legătura cu el. Da. Spune așa, să facă inspecții la gospodăriile populației, care obligația asta. N-are. Bun, dar eu pot... Ba da, acum 2 ani, până acum 2 ani au fost împotrivă, dar de acum 2 ani am aflat și eu. Domnul Bogdan, o întrebare. Deci trebuie să fac... Eu pot să-i dau ordinul domnul doctor? Da, păi e sub ordinea primării. Pare rău, înseamnă că... Da, lăsați, băi. De 7 ani, 8 ani, că nu mai trebuie primar, nu mai este nimeni sub ordine. Da, dar care e sub ordinea? Nici un preot, nu? Sunt profesorii, sunt doctorul, nu este... Păi nu este sub ordinea primării nimeni, domnul. Poliția nu este... Nu! Atunci ce e, mai? De ce răspundeți în primărie? Spune-mi și mie. Da, bă, s-au făcut sesizarea de SV că domnul nu-și face treabă. Da, am discutat cu cel care este reprezentat mai sus din cauzul de SV-ului. Domnul Bogdan, nu prins timpuri bune când... Exact, erau subordonați. Da, erau, să știți, erau... Nu era nici atunci subordonați. Erau oameni care își făceau datoria omului. Păi și noi ce să facem? Ok, domnul Bogdan. Noi n-avem nici dascălbă la școală. La biserică. Da? Asta e tot vina noastră, primărie. Bă, domnule, bă, dar primarul trebuie să știe toate, băi. Eu te-am mai dat o soluție. Domnul Bogdan, îmi pare rău, dar eu nu sunt un primar băgăreț în privința asta. Ascultă-mă pe mine. Eu te-am mai dat o covață, dar nu vrei să-ți minte. Eu am mai zis odată, eu te-mi notez ca tu am aici. Da, nu, nu, te mai spun că tot spun degeaba. Păi da, mai încercați măcar. Nu mai încerc.
încerc, nu mai încerc. Cu toate am trebuit să fi pus la punct cu toate ca să răspund, să dai răspunsuri la consilieri. Nu, numărul chiar la consilieri, nu vezi că te pune în postură proastă. Adică al numărul vacilor, să știu numărul vacilor. Exact, dar cum? De ce să nu știi? Exact. Poate voi mă informez. Câți pensionari sunt, câți bătrâni sunt care trebuie să-i ajuți. Asta de tinere. Asta, da. Asta, da. Pentru tinere. Ce se face pentru... S-a făcut acolo scena aia. Ați zis că este o scenă care se poate demonta. N-am zis. Cum n-am zis așa ceva? Da. Am zis că rămâne definitivă. Domnul Bogdan, am zis că ați fost așa din zare fost în Luca. Aducem televizorul. Am zis, va rămâne pe vecie, va aia acolo. Acolo până la anul viitor dispare. Ca să știi că poate dispare. Bine, Dumnezeu, dar nu sunteți optimist. Da. Va dispare, vă spun eu că va dispare de acolo. Suntem cetățenii comune Hoceta, ați văzut pe cineva a luat o atitudine când vedeți că bate acolo cineva. Ce să iau atitudine, mă, că am luat, așa. Am venit și am spus. Nu, nu, atitudine să-mi spuneți mie. Atitudine din persoana respectivă care o vedeți acolo. S-a repartizat pe zile să facem audiere, așa. Fiecare consilier. Au rămas pe hârtie. Dar cine nu vă lasă să faceți? Ai verificat vreodată? Dar nu am... Asta e. Domnul! Dar nu-i subordonat Consiliul Local, nu este subordonat mie, domnul Bogdan. Domnule, dar a fost primarul 8 ani de zile, domnul. Băi, omule, dar primarul trebuie să știe toate ce se întâmplă, ce se mișcă în comuna asta. Domnule, exact, eu nu trece la băgărie. Tot ce mișcă în comună, primarul trebuie să știe. Dacă își notează. Mai înțeles? Dacă își notează. Să dacă nu îți notezi, e o măsură, dacă nu ai notat, nu mai duci la okay. Bine, deci, asta este părerea mea, cum trebuie procedat. Spune-mi, haide-mi. Exact cum trebuie procedat, ce-am spus. Dar nu-ți mai repede. Păi spune, păi haide, poate am uitat și mai zis o dată. Scrii! Păi și să scriu, băi, eu pregătesc să scriu, dar dumneavoastră nu ziceți nimic. Vezi că eu îl primesc acasă, domnul primar, să nu mergi și pisicile și scrie. Nu e adevărat, domnul. Da. Doctorul trebuie să-și facă inspecție la fiecare, la fiecare gospodărie, nu-mi spune mie. Nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Este obligatoriu. Nu e adevărat. Până acum 2 ani. Dar nu înseamnă că n-ai urmărit. Acum 2 ani s-a introdus din nou. Era domnul mine atunci. Rămânea fără bani, luat semnalul, hai să nu ții la urmă. Și n-a fost nicio boală molipsitoare în comuna. Au murit găinile și atunci. Domnul Bogdan, alte întrebări, vă rog frumos? Da, nu știu că abia de când o văd, după vremea eu... Nu mai spun, când are. Ok. Mai degrabă, da. Domnul Tufescu. Întrebare pentru domnul primar. Să ne povestiți un pic despre situația balastelor de la Recea, Galer și Răcătău. Și Sohodor. Și Sohodor. Da. Pentru că ar trebui să recunoașteți că pe unele străzi s-au făcut delimitatoare de viteză. O, nu pot să recunosc. Nu pot să recunosc, n-am fost pe Greger. Sunt și chiar cum ați fost. Pe Greger? Cel puțin în Greger. Pe Greger? Nu pe Greger. Nu, s-a dus timpul lui când se mergea pe Greger. S-a dus? Primarii mei erau pe Greger. Da, cred că acolo e vina mea. Ideea este că... Iar în fața mamei. Da, nu s-au mai făcut și gropi pe Greger. Știu, am văzut. I-ați promis că o să vină să se refacă. Există posibilitatea asta în Gosta sau... Da. Da? Bine. Deci chiar aș vrea, câte mașini de piatră ați pus, de exemplu, în zonă la mine acolo? Două, cred. Câte ați pus? Eu vă spun sincer, 13 mașini s-au pus, pentru că știu exact. Două. Nu, atât s-a pus. Vedem situația de lucrări. Auzi, Climani. Da. Deci, poate 13 scrie de două mașini. Un doctor. Vă rog frumos, domn Bogdan. Cam asta e, domn primar. Acolo vreau să-mi dați. Am înțeles. Domnul Costică Mitică? Da. Bine, referitor la problema care a ridicat-o domnul Văzulică, eu vreau să fac o scurtă prezentare. Consilierii sunt toți egali în drepturi și în obligații. În legea administrației publice și locale nu spune că unul e mai nu știu cum, și nu sunt condiții de studii, nici chiar la primar condiții de studii ca să participe la valize și așa. Sunt aleși de oameni, au acele drepturi. Fiecare îi spune punctul de vedere în ședință, cum crede pe cuvință. Dacă înseamnă că aprobă proiectul de hotărâre, asta nu înseamnă că el nu a fost de acord și eu, nu am luat cuvântul. Asta nu înseamnă că nu am văzut acolo sau că am primit ordin de undeva cum să votez și cum mai știu eu cum.
Dacă observați foarte bine, sunt foarte multe critici adresate la adresate autorității publice locale executive, chiar din partea consilierilor care au susținut, pentru că consilierii alții sunt foarte critici cu primarul, care este de la Aldi. Mă refer la domnul Tocchiaz cu domnul... Dar asta nu înseamnă că este ceva rău, din punctul meu de vedere. Cealaltă problemă, că primarul trebuie să știe toate, a fost într-adevăr, domnul Bogdan, ține minte ceva, dar a fost până în 1990, când tot ce mișca în comună se subordona unii singuri, tot ce mișca în județ se subordona unii singuri persoane. Tot ce mișca în țară, o singură persoană. De la el în jos nu mai conta nimic și așa mai departe. Din 1990 s-au descentralizat, s-au desconcentrat și așa mai departe. Domnul Bogdan, îmi pare rău, dar asta este. S-au distrus CAP-urile. Noi n-am avut niciun cuvânt de spus. Ori primar, știți treaba asta. S-au distrus atâtea și atâtea în comună, vii, investiții, n-am avut niciun cuvânt de spus. Așa că nu putem să dați. Primarul ar trebui să știe ce drept, câte bani și câte alea, dar nu se interesează găsești la centralizator, la registrul agricol, că este o problemă, acum am înțeles că se ține pe calculator dacă s-a terminat de este program și este foarte simplu de... Cam asta, iar să fac o glumă, trebuie să știe și câte fete sunt de măritat și câte nu știu ce. Acum să știe problemele astea care sunt stricte. Da, dar nu e la bani, de luăm primarul. Da? Atât? Ce spuneți despre pompa de acolo? Da. Are cuvântul domnul primar să vă... Da, haideți. Domnul Boboc, dar au plecat, am să-i răspund cu ocazia asta, și aceeași idee este și la cei de la Săvădor și domnul Dudulică a atins problema pompelor. Este dureros și aici cred că răspund și în partea asta, la alta cu pompa de la bază. Au venit, cred că într-un an de zile s-a intervenit la pompele celea, cred că după 5 sau 6 ori. Problema este că noi suntem cu întreținerea, cetățenii sunt cu utilizarea. Dacă, din punctul meu de vedere, asta este părere personală, dacă s-ar utiliza într-un mod corect, aceste probleme pe care le ridicăm noi în două ședințe, nu ar mai exista. Deci dacă avem, ar plăti măcar consumul, avem semnale, de asta vă spun, precum că s-a dat cu ciocanul, s-a enervat cetățeanul și nu spune, că nimeni nu spune, toată lumea vede, dar nu spune, așa, care a dat cu ciocanul în pompele respective. Acum e destul de frustrant chestia. Este un pic. O fi avut dragi, dar te cu capul de gard, dar nu te da cu ciocanul în pompele. Adică, păi, știi, toată lumea, dar știi cum, dar nu spune nimeni. Asta e toată chestia. Bun. Problema este că este o utilizare normală, dacă anormală, na, ca să zic eu un cuvântul. Timp de vară să consumă apă și să face udat și toate chestii de genul ăsta, pe timp de iarnă să lasă pompele respective făcute foarte, foarte ca model, pentru că nu stă apa, se scurge apa înapoi în fântână și nu rămâne ca să îngheță, pentru că de iarnă n-am mai avea apă de rău. Problema mare este că nu avem nici vară pentru utilizarea neregulamentară a acestor pompe, nu avem apă nici vară. Și atunci ajungem la, noi venim, cred că din lună în lună intervenim, la ora actuală este o problemă de eon, în care folositul ăsta, deschisul, închisul, fel de idei, s-a stricat ceva, o rezistență la transformator. Noi am fost acolo, am făcut partea noastră de intervenții cu echipa de la servicii, rămânând ca partea cu transformatorul, am sesizat echipa de la E.ON și o să ajungă să ne schimbe rezistență, știu ce măsuri vor lua și dumnealor acolo. Asta referitor la pompe. Și acolo la bază, la fel, am fost cu echipa, am făcut constatarea,
sincer, concluzia e destul de drastică. Se mai poate folosi, dar nu mult. Așa, ar fi nevoie de o pompă nouă. Acum să facem estimare și să vedem cât și cum ne-ar putea costa o pompă nouă pentru pompa respectivă. Pentru domnul Dămoc. Da, pesta porcină. Da, într-adevăr, exact cum a zis dumneavoastră, un zvon. Și rămânem la stadul de zvon. Eu nu cred că primăria poate să dezmintă un zvon. Da, pot să dezmint o afirmație și să revin și să spun, da, domnule, nu am afirmat sau afirmația respectivă este falsă. Dar să poți să dezmint un zvon, nu ai cum să faci lucrul ăsta. Haideți să vă spun, concret, am primit că în zilele respective, sunt vineri, sâmbătă, duminică, mai bine de 50 de telefoane. Mai bine, n-am stat să le număr, că era la undeva cele două telefoane, sunau că era la centrală, să le vorbim. Se zvonește, se face, da, domnule, se zvonește, și eu am auzit zvonul. Problema este în felul următor. Singurul lucru concret pe care eu îl pot spune în cadrul Consiliului Local și cu care am discutat și cu anumiți cetățeni care au fost interesați, este că am primit adresă din partea DSVA-ului, Direcția de Sănătate Animalului, în care dacă putem, în eventualitatea apariției, atenție, de subliniez, mă duc să aduc și hârtia, în eventualitatea apariției virusului, dacă avem posibilitate de a gestiona cu teren în care să fac gropi, cu toate chestiile. Deci, dar de aici pe când? Deci, ăsta este singurul lucru concret pe care vă pot aduce la cunoștință. La care noi am răspuns, da, domnule, în satul cu tare, identificăm terenul acolo, deci am răspuns chestia asta. Dar de la a spune, băi, mă însori tu mă la toamnă sau la anul și te apuci deja să faci lucruri de genul ăsta, mi se pare, adică, deci nu era adresat, era legii comuni. Deci încă o dată vă spun. Deci, da, județul Bacău a fost o chestie de prevenție. Au văzut că vin spre Galați, vin DSVA, Direcția de Sănătate, exact așa și spune adresa, în eventualitatea depistării virusului de peste porcină, dacă avem posibilitate de să identificăm terenul și de tătă. Dar să ajungi de aici... Nu era bine să ieșiți public și să spuneți acest lucru? Că nu e... Public? Eu, cine m-a întrebat, am discutat. Dar public unde să ies, domnul? Am discutat chiar cu doamna viceprimarul părintele. Eu zic și cu părintele. Iar o să fiu puțin, dar da, spuneți. Cum apărem pe rețeaua de socializare și spunem bună seara și bună dimineața și eu știu, putem să anunțăm și cetățenii când e un caz de ăsta. Ok, uite. Cu adevărat, în acele două zile, toată lumea s-a panicat, toată lumea și-a tăiat porc. Dureros este, încă o dată vreau să vă spun. Când s-a mers în așa de fel încât s-au făcut telenovele, adică în ce sens? Să spui, să afirmi, că este deja groapă făcută la Milești. Da. Dom'le, adică sunt niște lucruri pe care deja îs urâte. Deci cel care o zis, deci vă vine cu lucruri concrete. Deci spaima era într-un fel justificată. Dar toți cei care m-au sunat, cei care am dat chestia asta, este zvon, iar dumneavoastră vă spun, deci singurul lucru concret, oficial, pe care îl avem la nivelul de primărie, este că ne s-a cerut să identificăm locuri unde pot fi duși porcii în eventualitatea. Deci, asta e legat de poziția porcină. Fiecare o gestiona situația în felul lui. Deci nu puteam să-i spun eu, dau un idioc, că domnul Ilean, domnul Ilean, vezi că vine și taie porcul. Nu vine pesta și mă întâlneam cu domnul Ilean, domnul Ilean, dar am tăiat porcii și m-a dat numele. Deci nu puteam să fac eu așa ceva. E un zvon care nu-i corect. Păi nu, nu-i normal. Dar de ce să-i spun, deci m-ați înțeles? Deci, încă o dată vreau să vă spun. Nu pot să-i spun eu, du-te, băi, tai porcul și omul spune, băi, dar nu stai porcul sau... Nu! Deci nu, prin natura serviciului și a funcției pe care o pun, nu pot să fac chestii genul ăsta. Da, v-am spus, primul lucru concret, asta este. Dar de aici se pleci eventualitatea unui până să ajungi să tai jumate de comună, mi se pare... Și două secunde, da. Și era posibil să postez pe Facebook la ora 9:20 și la 10 să găsească un animal mort să constate care peste. Și apoi apărea asta, nu spunea pe ea da. Postat cu primarul. Bun. Și nu toți cei care au tăiat au și... Fișele postului, da. Noi am încercat să le punem acolo, într-adevăr, conform... toți sunt angajați din primăriei Hoceș, fie contractual, fie funcționar public, fac parte din aparatul de specialitate al primarului. Logic, toată lumea se subordonează, dacă ați văzut la organism, dar se subordonează primarului.
Da, din punct de vedere al serviciului fiecare compartimentul respectiv, și asta e adevărat. Dar, în principiu, toți angajații din instituția prin UAT-ul Vorgești sunt ordonați primarului. Sunt la UAT-ul Vorgești, iau UAT-ul. Dar acolo specifică clar, dacă, da, pe compartiment. Dacă există o persoană intermediară între și specifică că nu. Și dacă noi avem scris negru pe alb, că între dumneavoastră, da, și compartimentul de servire există viceprimarul. Da. De ce nu este specificat acest lucru și în Japonia? Cred că poate mai degrabă să le explic. Da, domnul Ducegător. Este organigrama, după cum știți, ați votat-o undeva în luna iunie, anul ăsta. Noua organigramă și statul de funcție. Nu, a fost votată de mai multe ori. Nu, dar ultima care e în vigoare. Era în aceeași structură cu compartimentul. Eu cred că este o diferență de sincronizare între organigrama votată acum și fișele postului care sunt la data angajării personalului. Trebuie să vă contrazic, nu cred lucrul ăsta. Da. Da? Da. O să mă uit organigramă atunci aprobată în luna înainte de... Dar se vor și actualiza aceste fișe postului și atunci... Da. Așa. Cu nomenclatorul, vă rog să... Cu nomenclatorul stradal. Da. Într-adevăr, dumneavoastră ați subliniat precum că, virgulă, Consiliul Local a mandatat pe domnul consilier Tufescu pentru a supraveghea sau superviza într-un fel activitatea RNNS-ului. La ora actuală, noi am avut din punctul ăsta de vedere pe cel reprezentant al din cadrul primăriei Horgești care să se ocupe efectiv de lucrul respectiv. Nu domnul consilier, domnul consilier era cel care verifica chestia asta. La ora actuală, vreau să vă aduc la cunoștință că consilierul cu probleme de urbanism s-a transferat la o altă unitate. Noi avem, după data respectivă, începând cu 15 august, imediat perioada următoare, am luat decizia de a scoate acest post la concurs. Se află pe site, se află pe monitorul oficial și postul respectiv. Din câte știu eu, dacă aveți alte amănunte, vă rog să mă contraziceți domnul secretar, nu avem, deci dosarul de înscriere se depune până pe data de 20, examenul va avea loc pe data de 2, scrisul, iar oralul după 48 de ore, dar până la data de azi, 14 septembrie 2018, nu s-a prezentat nimeni. Deci nu s-a prezentat nimeni să depună dosar. Nu arhitect, să fii cel puțin cu urbanist, cel puțin cu studii superioare. E vorba de post de studii superioare. La ora actuală, v-am spus, nu s-a prezentat nimeni. În momentul dacă se prezintă, vom da fișele postului, fișa postului și inclusiv și această atribuție noului consilier cu probleme de urbanism. Pentru că la ora actuală avem cu atribuții, detașate atribuții la un alt salariat din cadrul primăriei. Bun, și domnul Tudurică cu pompele, da. Știți foarte bine că eu v-am adus știu. Nereguli, corect, ceea ce privește în care este platformă, adică practic munca domnișoare este cam zero. Doamne, ineficientă, da. Așa, este cam zero. Ce sancțiuni, mă așteptam de ca domnul Bărbotea să vă întrebe, ce sancțiuni s-ar primi în cazul în care nu încadrăm în termenul 31, de încărcarea platformei? La ora actuală, nu știu, n-am citit partea cu sancțiune. Eu de obicei partea cu sancțiune o lăs mai la urmă, așa, adică sper să n-ajung acolo. Întotdeauna mi-am luat măsura asta, n-am ajuns la partea de capitolul de sancțiuni. Trăiesc cu speranța și că o să se ocupe acest post și persoana respectivă o să ne... Atribuțiile sunt la un alt salariat din atribuțiile cu delegații. Și lucrează în platformă? Nu. De ce să ne ascundem? Eu sunt un om corect și direct. Nu are rost să ne... Deci, în momentul când delegi atribuțiile, ca să numește și altele. Deci, pe lângă serviciul pe care
îl face funcționarul respectiv, are și alte atribuții. Așa, mergem. Domnul Clar, în organigramul domnul Budău Anton apare ca referent urbanism. Da. Dar domnul Budău Anton nu mai are calitate de funcționar public. Deci ca să fii, să poți semna documentele de urbanism, să ai calitate de funcționar public. Domnul Budău, din păcate, nu mai are această calitate. Revenim. Domnul Bogdan. Da, asta să răspund și la tatăvăr. Și domnul Domnul mi-a adresat această întrebare cu numărul porcilor. Dumneavoastră ați plusat, s-a zis, șacailor, vacilor și toate astea. Da, în special, într-adevăr, eu, dacă tot l-am pomenit pe domnul Minea, un profesionist deosebit, l-am cunoscut, cred, majoritatea de aici, din sală, ca principiu, ca și conducătorul unității, mi-aș fi plăcut să am o colaborare și să am un medic veterinar cu același zel, dar, din păcate, astea sunt timpurile în care le avem și le gestionăm așa cum sunt. Problema este în felul următor. Culmea este, ca o ironie a sorții, de obicei meritele unui om se văd după ce post-mortem, cum se spune, când nu mai este. Când era doctorul Lumina, toată lumea, iar vine și iar mă fluieră și iar, ei, acum toată lumea îl pomenește în direcția inversă. O, dar ce bun era domnul meu. Deci nu. Poți moartea, nu știți cum e. Da, el totdeauna era locul. Domnul doctor actual, eu am avut câteva discuții cu dumnealui, știți situația locuinței de la Răcătău, dacă nu știți, vă prezint. A fost cumpărată prin DSV cu indicat de domnul doctor Minea. Nou doctor o prelua postul respectiv din DSV, dar nu era obligatoriu să preia și locuința și cu dispensarul. Acesta s-a mai intrat în circuitul civil, după 10 ani avea dreptul să schimbă destinația. La ora actuală are proprietar persoană fizică. Da. Dar n-ați anunțat? A cumpărat-o și eu înainte, dar acum nu mai tot terminat. Da, n-am mai avut bani în fond. Așa se discuta. Se discuta. Dom'le, se discuta multe lucruri, pe cum că mai de mine l-a cumpărat primarul și unde. Nu, hai să mergem. Nu. Acum hai să mă partea personală. Da, copiii mei au negociat în vederea. Prețul era atât de înavântat încât nu ne-am permis și acum s-am încheiat. Deci dacă pleci de la o negociere, ce? Nu, domnule, la lui Grânceanu, fată, hai că o luăm, fată, alu Arcică, fată, alu Bucătăru Aurel, la Aurel Amoaci. Hai ca să știm care ne cunoaștem, despre ce vorbim, dar vecinii mei, începând din luna trecută, am vecini noi. Așa, nu contează cum ne-au venit, important că asta vreau să spun, nu, pe noi nu ne interesează ce am cumpărat, nu, pe asta nu, pe noi ne interesează situația, dispensarului, dumnealui, o închiriat la ora actuală, deci doctorul veterinar, o închiriat la ora actuală, la orarul Petrea, la Răcătău, un spațiu, în care să vină să-și desfășoare activitatea. Din discuțiile purtate cu dumnealui, deci dacă domnul doctor Minea, haideți să facem un comparativ, s-a supărat dacă apărea domnul doctor de la, cum îl cheamă, de la Trifan, de la Pânceri, sau mai știu eu cine mai era pe la Parincea, domnul doctor Videni, o să fie următor, domnul primar, prin obligația, prin fișa postului, eu trebuie să fac tratamentele obligatorii, intervenții, urgenții, poate să vină orice doctor să facă. Deci nu ține neapărat să vină să facă dumnealui. La Josean, m-ați înțeles dumneavoastră, deci dumnealui locuiește în Josean, în Chetrișchea, n-are la ora actuală, nu eu, asta sesizăm, dar dacă nu sesizăm, n-are cum, așa? Eu vă spun, avem pus, dacă avem pe, da, avem pe afișier numărul domnului doctor veterinar, dacă vreți, vi-l pun la dispoziție și eu, asta este, noi am discutat și cu, dar problema se pune de locuință, omul nu are la ora actuală unde să locuiască în cadrul Comunii Horgești. Deci un doctor navetist, cum se spune. Domnul, eu nu am spus ce, nu pot să exprim eu dorințele altei persoane. Eu v-am spus la ora cu oameni, nu are unde să locuiască. Bun, la balastare, da. Problema este în felul următor. Poatiu ăsta de jos? Poatiu ăsta de jos ăsta? Hai, de ce mai... Da, amenajăm noi ca și postul local, facem o analiză, să vedem cât ne trebuie să-l facem și să-l închiriem dumnealui.
îl facem și îl închiriem, dacă sunteți de acord. Dacă vrea. Dacă vrea, dar s-ar putea să-l facem și să nu-l vrea. Nu, dar am spus că n-are unde. Domnule, nu se locuiască, să locuiască. Dacă vroia până acum o solicita. Domnule, nu discutăm. Nu știu, nu discutăm nimeni. Referitor la balastare, da, este o problemă acolo. M-a sesizat, nu, atenție, m-a sesizat. Eu prima acolo, după aceea am intervenit și am văzut, într-adevăr, iar sesizarea dumneavoastră a fost pertinentă, v-am spus a doua zi, deci nu a fost. Problema sunt felul următor. La fel e și la Risa, și la Gării. Pe unii stres. Așa. Problema este în felul următor. Nu, ăsta nu a făcut. Nu, haideți foarte prost lucrat. Deci, adică, haideți să o dăm cele două lucruri care a dus la chestia asta. Numărul de mașini alocate pentru zona respectivă, pentru că știm toți cei de aici, că am avut discuția asta cu două luni, că era mare zarvă și toate chestia asta, la ploile pe care au fost și au trebuit, începusem cu Horgești și după aia au trebuit să, de urma ploilor, să suplimentăm partea de Horgești, rămânând descoperiți că un număr de mașini, atâta număr de mașini au fost, atâta trebuia contractul, conform contractului, atâta mașini trebuia să aducă firma respectivă. Rămânând să facem plombări în zona de la jumătatea Zăudurului, că acolo practic ne-au prins ploile, de la jumătatea Zăudurului spre partea de sud a comunii. Într-adevăr, o lăsat de dorit nu neapărat cantitatea, cât calitatea balastului și, nu, și calitatea grederului. Exact. Deci, eu discutasem și știm prea bine chestia asta, rămăsese pentru, deci la ora, am zis, nu semnăm de ce, nu semnăm nimic, până nu se aduce, pentru faptul că ne s-au adus cu nisip, să mai aducă încă 10 mașini surplus. Altfel, nu semnăm, nu dăm drumul la plată și toate chestia asta. Culmea este că s-a stricat minunea aceea de grederea. Nu știu ce fel de... Așa, bine, asta rămâne, asta dintre noi, bucătăria noastră, dar cei care ne afectează pe toți. Că și eu trec pe drumul respectiv și dumneavoastră și toată lumea trece. Deci, eu vreau să spun că a fost un nemeseriaș cel care a fost pe grederul respectiv. Eu asta e părerea mea. Deci concluzia pe care... Contractul, contractul, înseamnă că nu e ok firma care a făcut contractul. Bun. Acum, la ora actuală. Deci, practic, suntem pe ultima să mai aducă încă 10 mașini de piatră pentru faptul că s-au adus cu mâl. Suportă ei, suportă ei. Dar altfel cum? Altfel nu, până la urmă. Ia uitați. Vorba de? Nu? M-ați înțeles atât. În funcție de cum se mișcă, cum se mișcă dumnealor, avem locații, am stabilit unii, mă vor mai zicuți, să așteptăm. În privința asta. Da, eu, într-adevăr, în a doua parte a balastării, după, deci august, sunt total nemulțumit de grederă, în primul rând. De grederă. Deci, de grederă, în primul rând, au făcut un devor mai urât. Piatra, na. Era în două cum, măi. Domnule, recunosc, am văzut, domnul meu, am spus că ceea ce a sesizat dumneavoastră este adevărat. N-am spus, nu, domnule, ai vorbit, nu se pune problema. Da, am văzut și eu.